Vreau să vă întreb de Adrian Păunescu dacă nu este mai pervers decât Vadim Tudor în demersul său, așa zis, cultural, muzical, adică se folosea de acest cenaclu pentru a strecura mesajele sistemului și în același timp aș strecura, nu știu, poeziile lui despre libertate sau care este motivarea lui de a face așa ceva? Eu cred că aici e vorba de personalitatea lui, care nu e una simplă. Nu era una deloc simplă. Aș putea să spun acum că, cunoscându-i pe Cornel, îl cunosc mai bine, dar chiar Cornel a recunoscut că Adrian e mult mai talentat decât el, ceea ce privește poezia. De altfel, este un om care a produs poezie în cantități uriașe. Da, e, era chiar o glumă, adică, la o, da, E dar era în kilograme poezia. Da. Salutare, oameni buni și bine ați revenit la Mintea lui Tetelu. Astăzi la Mintea lui Tetelu, un episod special, nostalgic și plin de învățăminte. Vorbim cu... eu pot să-i zic o legendă? Nu. Nu. A, bă, voi. <laughs> să deconspirăm. Eu pentru noi sunteți o legendă. Andrei Partoș. Mulțumesc. O Mulțumesc voce dar nu e o legendă. super inconfundabilă. O să îndrept un pic așa microfonul, pentru că trebuie să fie pe direcție. Să știți, v-am spus mai devreme, cel puțin pentru vineri seara, vocea dumneavoastră se suprapunea peste călătorile pe care le făceam către căsuța familiei și ați însoțit foarte multe drumuri în noapte, pentru că aveți o emisiune care se prelungea târziu în noapte și noi cum mergeam mult, ca să zic. Se prelungea, începea noaptea. Începea noaptea, dar ținea. Se prelungea până dimineața. Se prelungea până dimineața, drept pentru care din mașină o continuam și în casă. Acoperiți o perioadă vastă a istoriei radioului românesc. Și pe lângă radio românesc aveți una dintre calitățile cele mai rare. Sunteți printre primii sau primul DJ? Pentru că noi. Nu, categoric nu. Nu. Dar? Nu, sunt în primele generații, dar nu, în niciun caz nu. De la noi? De la noi. De la, de la noi. noi. De la noi. Nu, mai sunt, sunt alții care au fost înaintea mea. Sunt unii care sunt chiar foarte importanți pentru istoria genului. Este unul ca Andrei Voiculescu, care mi este un bun prieten și care a ajuns după aia la Europa Liberă. Bebe Teodorescu, care e pe undeva prin America. Rică, Georgescu, care tot în Statele Unite sunt câțiva, care sunt aproape de vârsta mea dar actuală, dar atunci erau puțin înaintea mea. Eu am început discotecă, realmente, prin 69-70, la casa studenților. Ei făceau deja. Așa că nu-i corect să spun. Am sunt sunt Vechea generație. Atât. Vechea generație. Pentru că noi aici, la Happy Fish, avem, să zic, niște tineri dj și cred că ar fi bine să aibă contact și cu. Personalitatea dumneavoastră pentru că. Eu, eu uh, cred că ei sunt mulțumiți cu ce fac ei. <laughs> Așa când, cred eu. Când, uh, când și cum uh, era. A apărut denumirea de DJ și cum era până atunci? Pentru că am avut un mic dialog pe telefon în pregătirea emisiunii și aș vrea să reluăm și să plecăm de aici, pentru că... Da, nu se folosea termenul. A fost o perioadă când, în general, în România era mai relaxat în 66, 67, 68, până spre 71, când au fost vizita din Corea și atunci termenii se foloseau. Se, se spunea și DJ... Era un termen nou și pentru Anglia și pentru Statele Unite, dar am importat. La noi au ajuns foarte repede, uh, au ajuns și publicațiile, pentru că, probabil, generația voastră nu știți, dar noi aveam reviste, uh, publicații străine chiar la îndemână. Adică nu trebuia să faci o, o jonglerie, nu neapărat Melody Maker sau New Musical Express, dar uh, presă străină era chiar și în chioșcuri. Aici este un subiect pe care îl vom uh, dezbate, pentru că okay. dumneavoastră pe lângă alte calități, mai aveți una. Sunteți printre cei mai apreciați căutători de muzică în perioada respectivă. Totuși, faptul că spuneți că se găseau reviste la chioșc, probabil că asta a corespuns cu o anumită perioadă a, care s-a pe întrerupt. Da. Care s-a întrerupt cam 70 și cam de. 71 când... s-a tăiat macaroana la Chiar tot. Chiar din 71, că el a fost da. acolo, adică mă gândeam că am mai avut așa un mic recul vechea perioadă până nu, nu, nu brusc. Presă, când zic presă, nu mă refer la presă muzicală. Cine vrea presă muzicală, trebuia să-și facă relații, să se aboneze sau să riște puțin, să meargă la biblioteca americană sau la biblioteca franceză, unde putea consulta reviste de specialitate. Presă, în general, Newsweek, parimaci, publicații de mare circulație se, se găseau în București la chioșc. Totul era să te știi unde să te duci și când să te duci. Dar după un timp au și tăiat, dispărut toate sursele. Dispărut și absolut și toate. ca presă, dar și ca muzică. Uh, muzica a fost tot timpul în latență. Spun la atență pentru că toată lumea spune: Domnule, dar cum procurați muzică? Eterna întrebare. Cum, cum vă procurați Eu noi? vă pun această întrebare pentru da, că și... să știți că în pregătirea emisiunii am mai vorbit și cu domnul Tony Grecu, Așa. care a gravitat în zonele unde și dumneavoastră ați fost un da. lider și mi-a povestit un pic pentru că am vrut să întreb pe cineva care a fost în zona respectivă și mi-a spus: Domnule, era unul dintre cei mai valoroși descoperitori de muzică. Și vreau să vă întreb cum se procura muzica. Pe toate căile. Vă rog să vă Pe toate, toate căile. căile. Păi erau așa. Una din om în om. Dacă era într-un grup de prieteni în care, să zicem, unul era cu rude în străinătate, aducea respectiv. Fiind la casa studenților, veneau ca spectatori tineri sau tinere, de obicei, stewardese, de exemplu. Stewardesele făceau drumuri de afară, dacă știai ce să cere, ți-aduceau punctual discurile pe care le doreai, le plăteai, evident, trebuia să faci jos de valută. N-aveai voie să faci jos de valută, așa că riscai și atunci. Mai mergeai la biblioteca americană unde închiriai sau cereai la împrumut viniluri. Vinilurile te duceai cu ele acasă, le copiai, de la tine le copiau alți 100. Comandai prin prieteni să primești discuri americane, de exemplu, de peste ocean veneau în câte un colet Uh, cu 10-20 de viniluri, băieții de la vamă le deschideau, le copiau uneori și le zgâriau, și pomățile le dădeau ție. În uh, uh. ce sens le zgâriau? Așa făceau, deliberat. A, deliberat? Da, da, de da, da, ce? De. de suflete bune aveau. Deci, le și copiau. Bineînțeles că le copiau. De, mult, de, multe ori se întâmpla ca noi să, noi prieteni de-ai mei cu George Gold, cu Adrian Marcovici, ăștia sunt oameni care făceau discotecă în perioada aia și eram colegi și care spuneau, și voi Andrei, da, am trei discuri, nu le pot copia. Zic, de ce? și păi sunt zgâriate, din, din, din desigilare deja erau. Băieții le copiau și le și vindeau. Adică vindeau muzica pe bandă, și noi ne miram că ăia de la Baia Mare sau de la Suceava aveau deja muzica pe care noi tocmai ne bucuram că am primit-o. Forma a fost perioada cu Andrei Voiculescu fiind la Europa Liberă, a trimis prin intermediar o grămadă de discuri single care erau toate la zi. Ormai au fost vaporenii care aduceau muzică pe partea asta la alta, adică cei care mergeau cu vaporul. Dacă aveai un prieten, un, un coleg care să fi făcut uh, uh, navigație prin diverse colțuri ale lumii, nu toată lumea făcea ca Băsescu să-și ia blugi și asta. Mai luau și câte discuri. Eu zic că și Băsescu a adus niște discuri. Nu știu, discuri. o să-l întreb. <laughs> nu știu dacă a adus discuri. Dar, dar când cereai punctual, era altceva. Adică una era să fii informat și să știi din, din popcorn, din Bravo, din Melody Maker, din muzică de de oriunde aflai ce se întâmplă în lume. Ascultai Radio Luxemburg, ascultai BBC One, ascultai Europa Liberă. La Europa Liberă se dădeau noutăți doar în emisiunea lui Andrei, că din câte se știe, Cornel dădea rock progresiv. Nu mergea pe noutăți. Și atunci, ca să știi ce să cer trebuia să ai datele. Și se întâmpla să fiu fericit, să spun cuiva, domnule, am nevoie de, nu știu, a apăruse uh, un boniem nou. Și dacă l-am primit a doua zi, a doua zi de la apariție, erai Dumnezeu pentru cei din jurul tău. Adică puteai să obții cu el alte 20 de cântece de la alții. Vreau să se făcea vă... schimb. Vreau se făcea să schimb. întreb, ați profitat de această poziție, ca să zic? Nu, 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 nu știu să profit. Îmi aduc aminte că uh, mult timp a, a fost complicat să, pro, să procuri muzică până n-a apărut internetul. Da, eram care... Mulți care făceam asta. Era... Așa mulți erați? Da, da, erau mulți, lumea nu știe, dar erau mulți. Unii procurau din nord, din zona prin Ungaria și Germania. Alții, oamenii din zona Banatului, își procurau din Iugoslavia și din contactele de acolo. Ascultau muzică mult mai multă decât noi. Întotdeauna zona aceea, vestul țării, a fost mult mai bine capitonată cu muzici decât noi. Eu, de exemplu, preluam benzile de billboard, deci clasamentul billboard, se regăsea la biblioteca americană sub formă de benzi întotdeauna new entries erau acolo, plus alte câteva cântece propuse. Și atunci eu luam banda, o duceam acasă, o copiam și aveam toată muzica la zi. Până să ajung eu să fac colaborare la radio, toată activitatea asta este pe, fără legătură cu radio. Erau oameni care duceau muzica la radio și erau colaboratorii postului public. La vremea aia. Eu am duceau devenit... în radio. Da, 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 o adică duce. urca pe radio pentru că o aduceau ei Radioul public a trăit din muzica adusă de noi Radioul public a trăit până, până azi <laughs> Vorbesc fără nicio exagerare pentru că ce aveau ei ca muzică erau prin schimburile oficiale Adică muzica din țările socialiste și mai aveau câte ceva ce intra oficial Probabil că oameni din generația ta știu eu mai puțin, dar legea dreptului de autor abia s-a înfiripat prin 2006, 2006, 1996 la noi. Da. În 96 încoace se vorbește de dreptul de autor. Până atunci era totul la grămadă. Ai luat, ai dat, să fii sănătos. Nu își punea nimeni problema, au ce ne facem. Acum aș pun. Și atunci uh, muzica se aduna pe toate căile despre care vorbesc. Uh, erau oameni care uh, procurau muzică și eu am aflat abia după 30 de ani că erau foarte bogați în muzici. Adică colecționarea adevărați. Eu am descoperit oameni la Suceava care aveau cât un perete aici la voi numai de viniluri. Pentru că pe atunci totul era pe vinil. Și nici nu erau genul care să zică, domne, fac benzi și le vând. Pentru că mulți oameni, că la asta te referit cu profitatul... Nu, sunt... nu, 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 nu. Moral. Adică, A, moral, nu știu, no. o prietenă mai no, 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 amabilă, no, 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 no. un cerc de prieteni mai intelectual. No. Un, adică, în acest sens, nu, nu m-am gândit la bani. No, nu, dar nu, se... exclus. Deși no, sunt păi sigur nu, că, că... prin bani ajungeai mult mai ușor la ce ai tu, decât, decât așa. <laughs> știu, dar... nu, <laughs> dar n-aveam no, asta pentru că prin natura activității pe care o aveam, prin faptul că am făcut totuși o școală, facultatea de psihologie, nu era, Vreau chiar, să cu, nu asta, era da. chiar cu... Vreau să vorbim despre asta, Nu era chiar cu și atunci aveam un cerc de prieteni oricum select. Deci nu era nevoie. E adevărat că la un moment dat deveneam și eu suspicios și alții pe care știu, pentru simplu fapt că aveai senzația că ești invitat la o petrecere pentru că vii cu magnetofonul. Aici m-am gândit A. că oamenii în sensul e. ăsta poate încerca. Unii să profite de tine, unii, pe de altă parte. Unii făceau și asta. Eu nu m-am omorât cu mersul la petreceri. <coughs> Scuze. Nici A. problem. problemă. Să, o să beau puțin apă imediat. Vă rog. Dar faptul că exista această premiză, domnule, vine la cu muzica, de obicei la cu muzica impune tot. Păi și nu era liderul petrecerii? Până la sufletul dansatorului, cred că era... Cel... Păi da, da, Așa. La cu muzica de la o petrecere este de obicei lider of the gang. ai și avantajul că tu decizi ce muzică se ascultă, ai și avantajul că pui lente când trebuie, totul conta. A, vă caută cineva pe voi? Nu, <laughs> uh, nu a scris, am scos uh, sunetul și acum verificam dacă e ceva, e ceva pe imagine, bă tot ok. Așa, Continuă. Uh, în contextul ăsta, același lucru care se petrecea în spațiu mic la petreceri a devenit uh, valabil la discotecă. Ajungem la discotecă. Pentru că acolo deja era un alt spațiu, aveai de -aia, bă, cu 100, cu 1000 și cu 5000 de oameni în același timp. Asta, ca să rămânem în spațiul ăsta de intrat muzicile și astea, ca să fie imaginea mai clară, pentru că știu că întotdeauna o să se ajungă la asta. Erau băieții care știau întotdeauna ce se întâmplă, în speță securiștii, asta să și ei erau cel mai bine informați asupra surselor de muzică. În ce sens informație? În sensul știau cine surselor, primește, cine, cine răspundește, cine primește. cine primește, cine dă și dacă își doreau își procurau oricând. Și profitau și ei de treaba asta? Și sigur profitau. Încercau, aveau acțiuni de intimidare? să, La unii să, da. De ce? La unii, la unii da și la, la unii, unii nu? Da, de exemplu mai ales la cei care vindeau muzică, acolo îi, îi țineau sub observație, le făceau și atenționări pentru că era oricum ilicit. Adică tu îți procuri muzica cu bani sau cu relații, dar în clipa în care ai pus-o pe magnetofon, ai imprimat-o și ai vândut în 20 de locuri sau în 100 de locuri sau în 1000 de locuri câte o bandă cu, nu știu, cu 100 de lei, zic acum o sumă, că abarnam cât era atunci, asta e ilicit. Deci aveau toate motivele să fie pe fază. Dar în același timp, pentru ei, era o sursă bună de a acumula toată muzica și muzica era cum erau și țigările Kent și Valentine's pentru doctor, era și muzica, adică duceai o bandă, o casetă, erai cineva, adică erai altfel văzut. Și pentru băieții ăștia a fost o sursă. Eu știu oameni care își ocupau poziții, trăgând, mi-a venit unul la un moment dat și băi, am trebuie să ne faci repede 20 de casete. Poftim? 20 de casete. Zic, măi, dar eu lucrez în fiecare zi, eram la și lucram și noaptea și ziua. Cum să nu pot să-ți fac 20? Bă, nu m-a că i-am promis nu știu cui că îi dau 20 de casete și mă angajează de unde. Deci era marfă de schimb. Casetele de unde le procurați? Astea se cumpărau, casete se, se puteau cumpăra. Eu mi-aduc aminte. Unele de la șopuri. Păi asta vreau să întreb. Pentru că nu, gă, nu știu dacă găseai la magazinul universal din fiecare nu. oraș nu, casete nu, 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 nu. de calitate, BASF sau Aqua sau, Acfa, sau... Acva. Nu, se, se luau astea mai slăbuțe, dar de obicei noi ne procuram de la șopuri și tot așa. Cum veneau și discurile, veneau și casetele goale. Și totuși, la șopuri îți trebuiau dolari. Da, și te duceai, vorbeai cu un student sau îți făceai un schimb cu cineva, îl rugai pe străin să intre, să cumpere, sau îți făceai relații de la vânzătorii de magazine. care era... Eu am avut un prieten foarte bun care era șopist. Deci, când aveam nevoie, mergeam la el. Primul meu magnetofon mi l-am luat cu un student de culoare. Primul meu magnetofon solid. Adică Ce un... marcă o să vă întreb? era Sony. Cu, Sony. cu două boxe detașabile. Nu era ceva ultramodern la vremea, pentru vremea respectivă. Aia, era un pentru, fel de... Nu, nu, pentru vremea era bunuț. bunuț Ar nu. fi astăzi o mașină, nu știu, electrică. Bă. Nu, nu nici chiar așa, dar pentru vremea aia, adică eu am trecut și eu prin, ca toți oamenii, cu Grundy, cu Maiac, cu, cu Philips Mic, cu toate variantele, dar Sony-ul ăsta cu boxe detașabile era foarte tentant, era vreo 500 și ceva de dolari. Pentru vremea era o avere. Și Am găsit pe studentul ăsta, el a zis că merge și îmi cumpără, că nu puteam să mă duc, că era, mă expuneam prea mult, mai ales că era obiect mare. 17 kg sau 16 kg avea. Și îl țin minte pentru că l-am donat acum recent și s-a speriat la când l-a luat, a zis, băi dar nu mi-ai spus că e așa greu. Zic, Cui l-ați te... donat? Da, unui, unui, domn care a zis că își dorește Dar adică adică n-ați făcut o donație, să zic, nu știu, unei instituții? Nu, 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 unui om care știu, a zis că își dorește mai multe Zic, ia că eu tot nu mai folosesc. Oricum nu mai aveam bezi, nu mai aveam nimic. Și uh, s-a dus cetățeanul, a plătit, el, fiind tinerel și student și nu știu ce, probabil că era emoționat de moment, a plătit ce, a ieșit. Și eu zic, și, și, unde e obiectul? A uitat celea. <laughs> și, și, și. Aaa. Ah. Sorry, am dus înapoi <laughs> ăla, ăla cred că deja era fericit și <laughs> și... ce bă am luat 500 și ceva de dolari și a plecat și clientul și, și s-a dus înapoi, mi l-a adus și eu m-am dus fericit, I am făcut rost de o husă, l-am acoperit ca să nu vadă lumea, cu ăla am prezentat aproape 2 ani de Costinești în 74-75 și am prezentat chiar cu el pentru mine era o, o, ferie să am și două boxe detașabile, bine, după aia au apărut alte modele mult mai deștepte, dar, repet, mecanismul nu era unul pus la punct când pui cu muzica și cu tot ce venea, pentru că și sculele astea veneau pe diverse căi. Eu știu oameni care aveau niște scule uluitoare și care erau preocupați să aibă scule, pick uri bune, magnetofoane bune, benzi de calitate, că și benzi benzile contau, nu era totul să ai un orvo. Pe păi. că era, era mai mult decât o pasiune, tu era deja de, de, lumea selectă. Nu, vorbim de oameni obișnuiți care își doreau să aibă muzică înregistrată, dar una e să ai pe un Orvo și alta e să ai pe un BSF sau uh, pe o un Maxwell. Să ai un Maxwell era o aur. Ce bamă, ce magnetofon, ce benzi. Eu aveam treaba asta. Pe mine m-a interesat să se audă bine și să pot să folosesc. Nu aveți nebunia asta cu balansul, dă stânga, dreapta. Era și acea emisiune la radio. Emisiunea stereo. Îți făcea regla, Da, reglajul. acasă și... Nu, n-am avut partea asta și nici acum nu am. Le văd, le observ, apreciez că la microfoane sunt foarte sensibil. Știu și mărcile, știu și cum funcționează. Dar în rest nu m-a interesat. Mie trebuia să-mi sune. Sigur că sunt foarte sensibil și la sunet, dar nu era o preocupare. Eu știu oameni care nici nu discută dacă nu e la parametrii la care vorbesc ei. Știu, dar am senzația că acum v-ați apropiat foarte mult de modernitate. Întâmplător, astăzi nu mai atât de interesantă audiofilia, pentru că sculele în ziua de azi poate să fie atâta și scoată un sunet extra. Nici, nu mai e bătaia de cap de atunci. Da, dar analog și digital, să știi că eu consider în continuare că nu se compară. Sigur, sunt puriștii care... Păi, au, fac diferența între cele două. Dacă medii... o să-l cunoști pe Andrei Voiculescu, el o să spună că, domnule, eu nu discut. vii la mine acasă și asculți cum trebuie să sune. Și sunt mulți ca el. Eu știu mulți oameni care și astăzi, deși uh, au și ei o vârstă și au trecut și niște ani, investesc în continuare în ultimul Răcnet. Din punctul lor de vedere, este vital să sune așa cum vor ei. Și eu înțeleg. Eu n-am partea asta. M-a scutit Dumnezeu de hobby-ul ăsta în plumea sânge. Cât, cât, cât îmi place, nu trebuie să mai investesc și niște... și așa ă, oamenii mi-au zis ceva, la cât ai băgat o muzică, puteai să-ți iei și cinci mașini. Și eu n-am avut niciuna. E simplu. Bine, e nici o pasiune, nici, și... Nici nu mi-am propus. Da, și închipui că nu a fost așa de importantă mașina raport Nu, cu, nu, chiar, cu chiar nu mi-am dorit. Spuneți-mi un pic de partea asta, de psihologie. Cum v-ați deturnat de la psihologie către muzică? Pentru că ați, ați o, a ocupat o parte din timpul vieții dumneavoastră cu psihologia. Destul de mult. Da. Sunt da. aproape 10 ani, dacă nu... Mai mult de 10 mai ani. Mult de 10 dacă ani. mai băgăm și ani de școală, se fac Nu i-am pus 15, pe cei de școală. Da. Deci ați practicat această... Da, da, da. da, da. M-am dus cum la -a post. Cum, că atunci așa, ați, atunci, undeva atunci, în Teleorman. Prima oară m-au trimis la Constanța. la a fost postul pe care l-am luat în baza notei. Și am luat. Era deja vreo două noaptea când a venit rândul meu să, să intru la ales. Și mi-au spus ce-a mai rămas, posturile alea bune, care ziceau ei că sunt bune. Eu nu le consideram nici atunci, nici acum. Bala laboratoare auto, unde se scăteau bani grei. Yeah. Seama, la aviație, la Ministerul de Interne, la astea. Alea erau posturi de psihologi de lux. Și eu am zis, zic, nu, eu vreau la spital. Pe mine aia mă interesează, aia mă preocupa și cu asta eram și pregătit. Erați interesat de acest domeniu? Sigur că da. Păi, și de practica în sine, da, de contactul da, da, da. Păi, cu și în anii facultății. Eu am lucrat deja direct în spital și am mers la spitalul nou mai mult decât ceilalți colegi. Dar singurul post era la Constanța. Și eu tocmai venisem de la Constanța pentru că eram deja acolo cu treaba mea, cu muzicile. Și zic, gata. Constanța, da, ce am face? Nimeni n-a contestat. A zis, mă duc, -am... a doua zi deja eram înapoi, m-am prezentat la post și ghișe. Era ocupat. <laughs> și aia a zis, dar vă dăm negație. Zic, da, da, eu nu vreau negație. Toată lumea a umblat după negație. Ce înseamnă negație? Adică îți dă dovadă că nu, nu mai n au nevoie de tine și abia atunci puteai să te întorci la tine acasă, să-ți cauți alt post. Altfel erai obligat să stai la locul de muncă. Și au zis să-ți dăm negație. Zic, păi și eu ce fac? Că -am, nu vreau negație. Mi-au dat negație, Nu aveam ce să fac. Cu eu am rămas la costinești, la treaba mea, și până am zis, zic, băi, ce fac? Un an de zile am fost șomer. Cu tata care era medic și toată lumea căutau post în București, dar eu fiind stagiar, nu puteai să intri în București oricând și oricum. Și atunci a, a trebuit să umplu din loc în loc și nu, nu m-a angajat nimeni. Yes. Peste, peste un an de zile primesc telefon de la Constanța. Păi, tof, nu veniți la une? Păi, s-a eliberat locul. Și era din nou luna mai. Ba, vin! Câți ani aveați atunci? Păi... Fă și tu o socoteală în 75 să născut în 49, eram micuți, eram puști și prost. Aveai voie să fii șomer? Știu că nu, nu. nu aveai voie. Nu, dar și eram șomer cu acte. Păi dar eram cu acte, mi-aveam scrie <laughs> acolo. Nu există posturi. Păi de asta spun, nu am putut lucra. Era ilegal. Absolut nu legal. Puteai să nu ai... Nu. Dar cazul noastră, da, înțeleg, era... Și dacă m-a întrebat cineva, nu m-au nu întrebat. Că tot aud acum povestiri de la oameni din diverse generații. Cum te alerga pe stradă, este un în cum îți tăia pantalonii. Eu n-am pățit din asta, nu știu cum Dumnezeu i-a prins pe ăștia, că și eu aveam pantalonii evazați, am avut și părul lung, în primul rând că am avut păr și în al doilea rând era lung și nu m-a tăiat nimeni. Nu știu de ce pe unii i-au fugărit, probabil că aveau alte probleme. Deci, repet, nu m-a luat nimeni cu la întrebări, mă, cum de nu lucrezi, dar știi că nu, nu puteai trăi fără loc de muncă. Asta clar, deci eu am trăit pe spinarea părinților acel an, acel an. Săracul tata de a telefoane, ba la un institut de psihologie, ba la institutul de igienă, ba la institutul nu știu care. Peste tot spuneau, domnule, luăm cu drag, știm, îl cunoaștem, dar nu are ani de uh, stagiatură. Trebuia să ai doi ani de stagiatură, nu, de, nu discutau altfel. Așa că eu am stat un an degeaba și m-am trezit la postul meu de Constanța după un an. Unde ați? Mers mai departe. Acolo am rămas în policlinică, am lucrat la copii, am predat și în școli din Constanța, în timp ce vara mergeam la discotecă. Deci eu făceam noaptea discotecă și ziua eram în policlinică. <laughs> Închideam ușa, dormeam o oră în cabinet și pe mă deschideam ușa și primeam. Lume. La cât se închidea programul de discotecă? La aia la care eram în perioada aia, pe la 3-4 am fost la Rainbow, în Neptun, de exemplu, și care uh, era program de valută și se stătea până la 3-4 dimineață. Eu dormeam în picioare, ținându-mă de bară, în autobuz, ajungeam nu știu cum la spital, mă chideam, așteptam să, să mă trezesc puțin și pom începeam să văd lumea. Uh, ceea ce era nasol, lucru pe care probabil că puțină lume îl știe dacă n-a fost în spitalul ăla, Policlinica are, n-are ziduri. E sticlă între cabinete. Și tot ce se întâmplă într-un cabinet, aude și el și el. Și în dreapta și în stânga. Nu puteai să dormi. Sau... Eu aș fi putut să dorm, dar ea constatau că e liniște la mine. Și ăla de lângă mine era psihiatru, care era și un mare om de partid. Și un... Așa, și trebuia și... să vă vadă la muncă. Și ușor șovin, pentru că știa că sunt ungur. Și... Da. și, atunci avea, avea o problemă dublă cu mine. Și tot timpul venea și bătea la ușă. Și îți dai seama că eu trebuia să fiu în picioare. <laughs> A, Dormiți? Sigur că da. Vă fac raport. Mi-a făcut de vreo 10 ori raport la conducere, că bacă dorm, bacă închid ușa, bacă vin fete. Veneau fete, veneau să ceară un sfat, veneau cu treabă. Vorbim și de fete. <laughs> no, dar ele veneau, atunci chiar veneau cu treabă. Sigur, eu atunci eram o partidă în mintea lor, că n-am la 25-26 de ani. Încă ești apt să, să faci o partidă, dacă se gândea că domnul ăsta e de București, are buletin, știi că treaba cu buletinul de București nu e doar în filme, era o chestie să fii bucureștean. Eu am locuit în Constanța în gazdă, de exemplu, în vreo trei gazde, ultima gazdă am fost coleg de cameră cu Corneliu Stroie, Dumnezeu să-l ierte, unul dintre cei mai buni bateriști de jazz și care era atunci metodist la Casa de Cultură din Constanța. E, uh, noi făceam o echipă împreună, mergeam în oraș, la simigerie, la... mă rog, ce se putea face la Constanța. Și în contextul ăsta eram vânați de asistente, de doctorițe tinere, de-aia spun că asta, în mintea lui nenea ăla care era vecinul meu de birou, era înfiorător. Uite ce face, uite, n-a venit. Femei, în loc să primească copii, nu știu ce, trimetea copii care cereau uh, părinții, cereau uh, amânare de școală. Acolo, fiind o zonă multiculturală, copii de turci, de tătari, de astea, și de romi, de regulă asta era șmecheria, să, să meargă la școală cât mai târziu, dacă se poate deloc. Și era o da, mare afacere să cere amânare de școală. Adică să nu te primească la șase ani sau la șapte ani, ci dacă se poate la opt. Și dacă îi dădea psihiatru și psihologul un tandem, scutire, sau că are un mic retard, atunci se aproba. Dar ei la... ce câștigau? Și asta își doreau să, să, țină copilul încă un an acasă. nu își doreau să ducă copiii la școală. Acum e invers, să scape. Acum e invers, dar da, ca dovadă că lucrurile se schimbă. <laughs> și atunci de multe ori veneau cu el cu șpagă și dădeau țigări și ce știu eu ce le dădeau și el îi trimitea la mine să semnez. Și eu am zis, nu, 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 eu nu semnez, eu trebuie să-l văd. Și venea copilul, constatam că e perfect normal. Hai mă, ce mare lucru dacă scrie acolo ușor retard? Zic, nu pot să scriu că nu e. Hai, domnule, lasă să scrie acolo și eu refuzam tot timpul, și de aici un război permanent. A durat până am stat acolo. Nu v-ați detașat de psihologie, că înțeleg totul. Nu, o am ajuns la Alexandria, acolo am lucrat A, așa. la un spital serios de nebuni, adică ca lumea, nu glumă. Nu glumă, <laughs> <Materialul laughs> <nu> glum, <laughs> da. Și uh, nu m-am detașat, m-au detașat. Eu vara plecam la Costinești chiar și în condițiile de lucru zi de zi. Uh, Concediu medical, concediu de odihnă, Le toate, toate ca să... variantele, pentru că aveam un director de spital care era meloman, ca să ajungem și da. la ce am zis mai devreme, îi făceam 10-20 de benzi, era fericit, era încântat. El era și pictor și fiul lui este muzician, astăzi și unul bun. Tut. Deci ați avut o influență asupra evoluției? Nu, nu din cauza mea. Nu. El era un om de muzică. Omul, omul asculta muzică permanent. Și picta și asculta și muzică un tip excepțional altfel. Și nu o spun pentru că mă favoriza, ci realmente. Ne-am înțeles foarte bine și el a zis bă, du-te liniștit, nu știu ce. Dar a venit momentul în care au sesizat băieții. Unii care turnau din spital, inclusiv farmacista și cu șoferul de la salvare, și alții din policlinică, toți erau supărați de ce pleacă ăsta mereu vara și cum pleacă el vara și nu stă cu noi aici. Și s-a mers până acolo încât au venit băieții și au zis, nu mai ai voie. Și și de la BTT au zis, stai că noi avem nevoie de asta. Eu atunci făceam și, costine, și discotecă și radio la Costinești. Și am zis, îmi pare rău, nu mai, nu mai pot veni, că nu mi se dă voie. N-au trecut nici 48 de ore, a venit hârtie de la București, să fiu detașat, transferat definitiv la BTT. Și astfel s-a terminat în, practic în acest domeniu da. în care activați deja, dar am urma să vă oficial. dedicați oficial da, BTT-ul să nu biroul de turism pentru tineret da. Ce reprezenta BTT-ul pentru vremea respectivă? Că... Era, era o instituție foarte bine văzută Pentru că, spre o de ONT Care era oficiul național de turism Și care era pentru toată lumea BTT-ul se ocupa strict de tineret Strict de tineret înțelegându-se că De exemplu, un Costinești nu era o lozincă și era o realitate că nu intrau oameni peste 35 de ani. De-aia pozele din perioada. În aia... Discotecă. Nu, nu, în stațiune. În stațiune. Da, nu. Nu puteai să locuiești acolo, în stațiune, nu în localitate. Ne referim la Costinești. Da, dar când spun stațiune, este stațiunea Tineretului Costinești una, și Comuna Costinești este puțin restul. Da. Deci, cât teritoriul stațiunii Tineretului Costinești nu permitea. Oameni de peste 35 și de cum, ani. Cum, cu buletinul? Păi, bineînțeles, cu acte. Păi, erau studenți, erau absolvenți de facultate, erau muncitori care întruneau condițiile, adică vârsta. Nu veneau peste 35 de ani. Dacă vedeai pe unul peste 35 de ani sau cărunt sau mai cu burtă, ăla era ori era securist, ori era părintele cuiva, ori avea o treabă și era întrecere. Dar nu era de acolo. Nu glumesc, asta era o realitate. Poți să consulți poze. Câte vrei, îți dau și eu să vezi. Am videouri, într-adevăr, dacă mă aduc aminte, nu erau decât oameni de această vârstă, exact. până în această vârstă. Pentru că asta era regula. Deci nu era o glumă, era o realitate. Așa că BTT-ul trecea întotdeauna în mintea populației ca un loc agreabil. Era bușteni, era păreuri era Șuioru, era câmpul lung. Toate bazele BTT-ului de iarnă și de vară erau agreabile și la preț mai bun decât cele de la ONT. Și a spus, normal că era o atracție, dar pentru mine nu însemna decât Costineștiu, BTT. Eu nu, nu mă gândeam că o să ajung angajatul lor vreodată, pentru că nu aveam dosarul bun. Cu sora în America, minoritar, ce să caut eu acolo? Dar au avut ei nevoie de mine, nu eu de ei. Și au zis, adul în coace și au scris acolo că a întrebat de termenul de disjockey. Nu puteau să scrie că sunt disjockey. Așa, ai, ai ceva Și au scris instructor cultural. Și eu, ăsta am fost din 85 până în 90, am fost instructor cultural. Instructor cultural care făcea discotecă, făcea radio, făcea orice. Făceam instrucție cu viitorii din jockey. Eu i-am pregătit pe foarte mulți. Am Cine făcut... erau acești viitori? Tineri care s-au înscris la aceste cursuri, unii dintre ei chiar au făcut meserie, alții au făcut-o doar de plăcere. A fost o sesiune de cursuri la Părâu Rece, o iarnă întreagă aproape, au mai fost examene și la Costinești. Deci m-am ocupat de a informa, a le oferi așa cum am crezut eu, n-aveam pregătirea să fac. Eu n-am făcut radio oficial niciodată, adică să mă pregătească și pe mine cineva. Eu am fost autodidact și la una și la alta. Ne referim acum la radio vacanța? La orice. Păi, la Costinești era un la fel asta. de radio, nu? Vreau să vorbim și despre radio vacanța. Dar partea asta cu discotecile a fost pentru mine, din hobby pentru muzică, s-a transformat într-o formă existențială. Până la urmă. Erați asta. remunerat. Da, fiind sigur. angajatul BTT-ului. Uh, putem... Dar și până acolo am fost remunerat, fără să fiu angajat fără în statul eram colaborator. Da, uh, suma, de regulă suma oficială era una și suma pe care o primeai de la barman era alta. Pentru că barmanii <laughs> mai plăteau și ei. Am avut episodul... Ei plăteau pentru că dumneavoastră întrețineați atmosfera... Și aduceai lumea, clienți și el vindea băutură. Dar îmi pare foarte capitalistă această Să știi că din punctul ăsta practică de vedere. la moment. Aș fi zis că este mult mai închis. Măi. Nu, 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 era... era deci avea... era o afacere în sine ca astăzi, cum sunt discotecile de la mare, practic da. și atunci. Ceea Așa ce vorbim de Vox Maris, cum a zis, Rainbow și alte, funcționau după principiul capitalist categoric, 100%. Categoric. Din punctul ăsta de vedere, consumului... doar că probabil că aprobările și ok și non ok se dădeau pe linie politică și securistică, dar în rest, partea asta la care te referi era de tip capitalist. La Costinești, de exemplu, în 74 sau 75, înainte să ajung eu înapoi în partea asta la alta țării, la uh, Dacia cânta Phoenixul. Phoenixul cânta până la ora 11 și ceva pe terasă. Eu veneam și făceam discotecă după ce terminau ei în interior. Căram sculele dintr-o parte a stațiunii până în partea cealaltă. Asta însemnau vreo 4 km în fiecare zi cu. Uh, de... Merg cu cu colegul meu, cu încă unul, cu încă unul, ne mai ajutau salvamarii și ajungeam Zilnic. zilnic. Nu puteai să le lăsați acolo și să le nu, doar să nu, le cuplați. Da, nu, nu le foloseam în tabără. Le foloseam în tabără. Prezentam la, la ring programul, se termina programul de acolo, iați bagajele cu benzile și du-te dincolo. Deci cât lucrau în DJ în 70 și... E, uh... Deci când, când, începeați la ring? La ring începeam pe la un șapte, aveam program alternativ cu formația care era acolo, au fost amicii din Timișoara, au mai fost o vreme și alte trupe cu cristalul, dar în speță cu amicii am avut tandemul ăsta, jumătate de ore ei, jumătate de ore eu, jumătate de ore ei, jumătate de ore eu, s-a terminat, du-te și plecai și nu aveai încotro, că dacă ai avut o înțelegere și pe atunci nu era cu scris, înțelegi? De-aia spun că era stil capitalist. Ein Mann, ein Word. Ai zis, ai făcut, te-ai dus. Și veneam înapoi la 4-5 dimineață. Mai dormeam puțin, noroc că încă nu apăruse radio vacanța. Că mă vine partea aia în care a fost și radio vacanța, care te trezea. Eu n-am avut atunci în momentul ăsta. În schimb, aveam chestia asta cu câți oameni sunt înăuntru. Și venea nenea de la bar și zicea, băi, Andrei, astăzi ați avut 320. Uite, hai, un leu de bilet pentru noi erau păi, era, era o avere. Zilnic? era Un leu de, spus un spus leu de bine. bine. era păi eu ce spun? Dacă, dacă deci ai spui... dus-o bine? Eu nu, dar nu mi-a lăsat nimic. pe muzică. Nu, nu, nu știam. Eu nu aveam concepția și n-am învățat-o niciodată să apreciez. Alții probabil că și-au pus bani deoparte. Eu știu oameni care după trei ani de făcut discotecă și-au luat casă, alții și-au luat mașină, alții și-au luat și nevastă, și mașină, și casă, s-au dus și în străinătate. Eu am rămas aici ca fraierul, asta este. Dar nu-mi nu pare rău. Așa eram. Că adică v-a consumat pasiunea pentru muzică. Și Știu, atunci are dar un sens, nu, nu? m-a dus mintea la chestia asta. Doar acum când, când zic și când mi se întâmplă să mai povestesc, zic, mamă, câți bani dacă au trecut pe lângă bani. mine și eu ce-am făcut păi cu dacă, ei. Dacă mi se calculă 300 de nimic. lei pe am blugi, ce să spun. <laughs> de unde vă luați blugi? De peste tot. Tot de la Vaporeni? Nu, nu, de peste tot. Și și de la Vaporeni și se mai și găseau și prin șop se găseau. Eu am umblat numai în blugi așa. că Și acum sunt și așa, am fost mereu. Deci cine m-a văzut în costum era un accident. Adică ori nuntă, ori botez, ori mormântare, ceva. Dar în rest eu n-am umblat decât în blugi. Și nu din fiță. Că am avut discuția asta cu moțul Dumnezeu să-l ierte. Că, Așa, că, că și el avea era acel costum, da. Deci... Nu, dar și el umbra la fel. Da, păi da, știu. Și, și zici, ce, băi Andrei, dar tu n-ai geacă. <laughs> Zic, mă am, dar nu-mi nu stă bine. Zic, nu am fizicul tău. Și am și geacă. Am avut discuția asta când, într-adevăr, amândoi, umblam numai în blugi. Asta era. Dar nu, nu era o chestie uh, ca americanii. Noi ne simțeam bine așa, adică nu avea nicio legătură cu uh, occidentalismul, din punctul ăsta de vedere. Da, era totuși o declarație să umblim blugi. Inițial, da. După aia, când ai obișnuit. Acum, când, când, ai văzut, probabil ai constatat și tu că după Revoluție, când au venit oamenii din străinătate, doar aia de calitate a doua era un blugi și <laughs> alții care nu? aveau alte gen de -a. Pe mine nu m-a interesat. Eu am ținut la partea asta. Așa că, din punctul ăsta de vedere, experiența asta de a face un fel de discotecă improvizată, pentru că tot ce povestesc eu nu era, nu se cu ce știți voi despre discoteci. Erau două mese din astea ca asta așa, cu față de masă albă frumos, pus magnetofoanele, lângă ele puse boxele și dă drumul. Și cum schimbați plăcile? Nu schimbam plăcile, că erau magnetofoane. A magnetofoane. Scoteam două benzi, puneam de o parte, puneam alte două benzi, trebuia să ai role goale. Era un mare lucru să știți să ai role goale. Deci, așa, ui, mine par, par, parcă vorbesc din filme. I-am ascultat muzică pe magnetofon, dar... Păi da, dar role goale înseamnă că îți pregătești muzica de la um, um, o, bandă, o bandă, nu poți să faci în fiecare zi câte o bandă nouă ca să îmi meargă cap-coadă și atunci eu le amestecam. Ăsta era mixajul. Că mulți zici, bă, dar tu făceai așa. ce, noi nu aveam treabă cu mixajul. Noi trebuia să vorbim în timp ce făceam mișcările astea. A, și Așa, În tradiția atmosfera, păi, Și, da, și ce ce să... spuneți? Și acum -mi Dați-mi un mă? exemplu. Nu, nu, serios, spuneam legat de piesă, evident că spuneam ceva, îi provocam să cânte, îi provocam să danseze, le spuneam câte o chestie legată de melodie că a făcut mare succes sau că o să fie mare succes. Ce veneam venea Cum alegeați muzica și uh trecerea dintr-o piesă în alta sau dintr-un gen în altul? Cum făceați asta? Adică, luați o piesă de rock și după aceea una pop? Cum? Băgați un boniem și după aia un Rolling Stones? Nu era o regulă niciodată și nici acum nu e. Eu și acum fac la radio exact același lucru. Nu am o regulă, să zici, mă, rețeta aia, aia. Exact ce ai întrebat, aia nu se întâmplă. Adică, eu consider că odată ce poți vorbi între piese, Ține de tine să introduci omul în atmosfera piesei următoare. Dacă tu dai un boniem și după aia dai un Pink Floyd, după care ai dai un Rolling Stone și pe urmă Margarita Păslaru, tu ești cel care trebuie să-l faci pe om să primească. De deci se poate, nu e nicio greșeală, no, pur și simplu este nu. să introduci omul în atmosfera exact. piesei care va urma și exact, nu e nicio e. problemă că treci de la Niciun, rock la în Margarita mintea În mintea mea nu. Uh, Ați primit reclamații de la... Nu, nu nicio, pe, pentru asta niciodată, nu. dar au, știu că sunt puriști, care sunt oameni ai mixajelor și așa, un DJ actual ar zice, băi, ești bolnav, nu poți să, dacă nu se potrivește la bit, nu poți să reglezi acolo, să fie măsură pe măsură, atunci... Sigur că pot și eu să fac asta. Că am încercat, când am trecut pe discuri și am început să fac mixaje, mi-am dat seama că e și asta o artă. Eu nu o stăpânesc, pentru că n-am avut nevoie. Dacă eu aveam obligația să vorbesc între ele, normal că... Ce, de ce să mă chinui să... Dacă nu nimerești bătaia corect, uite-te ce meserie fac DJ-ii, cei mari care vin la antol și la diverse evenimente. Ei fac artă din asta, din suprapunerea sunetului și, și chiar generează muzică nouă prin mixaj. Eh, eu nu aveam de ce. La, la, mine, dacă făceam un scratch, se rupea cu într-o secundă. Că am încercat și asta. Prin Ați 89, încercat? Da, am zis, băi, dacă face toată lumea scratch, eu deja știam uh, ce era atunci. Rappers Delight cu Sugar Hill Gang, cu Joe Baton, chestii din lumea hip-hop-ului nou. Abia a apărut rap -ul. Și zic, băi, dacă fac ea, fac și eu. Și nu m-am gândit că trebuie să ai un act special și s-a <laughs> rupt acum. S-a terminat. Noroc că eu aveam două magnetofoane, două pick și două casetofoane tot timpul când eram în Voxmanis, așa că dacă se rupea unul, mergeau celelalte cinci. Dar gândește-te ce înseamnă să fii singur cu cinci surse și să ți se ducă una dintre ele. Am făcut și noi acasă asta, de fapt fratele meu, mă acum din din bucătărie. Al, al, da, alt gen de DJ, fratele meu, care uh, a încercat și el să facă asta și era, chiar țin minte, a fost o zi memorabilă, de proastă, uh, bunica mea călca niște rufe și uh, fratele meu făcea screciuri pe piesa, chiar s-a nimerit pe o piesă de-a lui Ghiuri cu Babele se piaptănă oh, da. și a tot făcut el cu babele, până când s-a dus sacul, exact cum ziceți dumneavoastră, și s-a dus și urma să vină mama să rupe acul la un pick-up era o chestie foarte, Știu, nu mai găsești era foarte complicat să pui și când a venit, fratele meu era nu știa ce să facă, nu era bine deloc, să, cum să spui știi că am stricat acul și ții cum râdea bunica de el și făcea babele să fie ia să duci tu la maică ta să-i zici cu babele să fieptă da. nu da. se mai fieptă nu, Așa. Asta, asta era o tehnică da. de efect pe care astăzi o poți înlocui cu orice sculă digitală, dacă ai șmecheriile alea, dacă le stăpânești, poți să faci orice. Eu până și din mixer am, am un mixer bunuț pe care îl fac în emisiunea mea și care are și eco, are și rever, poți să sune exact ca la manele sau să sune sobru sau să sune apropiat. Asta le știți și voi și colegii tăi, cu siguranță, Ele le e, sigur, hey, adică Și simt. atunci am zis, mă, astea se pot face. Dacă le înveți, se pot face. Dacă te caută cineva... Nu, dacă nu, o, o, să... <laughs> nu. <laughs> o, o să... O să povestesc, o pauză. vă povestesc. Eu. <laughs> Bun, deci în contextul ăsta, sigur că era o opțiune. Era o opțiune și eu am considerat că, chiar și când BTT-ul a început să achiziționeze discuri, pentru că și-au făcut un contract cu o firmă bună din Germania și veneau cam 100 de singăluri pe lună. Pentru noi era aur. Din ele, vreo 20 erau chiar bune. Deci, în 86-87, BTT-ul aducea singăluri. Pe lângă ce aduceam eu, aduceau și ei. Și atunci se, se făcea să fii sursă de muzică, să nu mai fi doar un consumator, adică deveneai tu sursă. Sigur, și aici era aceeași fază. Până să ajungă la mine discurile de la București, la Costinești, cineva avea grijă să le copieze și să. Asta să le, le mai zgărie, totuși. Nu le zgărieau, dar vindeau muzica de pe ea. Eu n-am avut treaba asta cu voi. Știu colegi și sunt și astăzi destui, domnule, exclusivități. Vezi că și acum se poartă termenul ăsta intens, exclusivitate. În exclusivitate la noi. Chiar dacă acum o oră a fost în altă parte. În exclusivitate. Nu, eu nu mă interesează. Eu vreau să știu că ascultătorul meu ascultă la mine piesa cu tare. Chiar dacă cu o oră înainte, între altă emisiune, la alt post de radio, când spui exclusivitate sau premieră, trebuie să fii sigur că e așa. Ce se întâmpla cu, ați și menționat, securitatea, Venea la discotecă, se uita ben, ce făcea. Uh, nu, nu erau discoteci. Supraveghea. Supraveghea, mod cert, în mod cert, supraveghea. Uh, au fost unii care au avut uh, intervenții directe, adică uh, la, când eram la Radio Vacanța, au venit de două ori. Cu unul am avut chiar o semi-amiciție, pentru că el a venit la început de sezon normal, în slip, Să nu te aștepți să venea <laughs> costum și cravată. Dar mi-a zis că aveți Phoenix și eu zic, nu. Și pe cum că am ascultat? Zic, nu, 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 n-ați ascultat. Așa, păi, am ascultat eu. El vorbea ca un turist, nu? Și eu îl tratam ca pe un turist. Și ca n nu avem. Am ascultat adineori. Zic, poate ați ascultat pe ăsta. Și el arăt pe Baniciu. Că era Așa, discul lui da. Baniciu. Sigur, eu aveam și Phoenix, dar pe bandă. Asta din cauza faptului că a fugit din țară. Sigur că da. Și, și n-aveai voie să dai Phoenix. Voie. După voie 78. Să dai După 77 n-aveai voie să dai Phoenix la radio. Bun, eu, eu dădeam Phoenix, dar de pe bandă și când venea vreunul ca ăsta, i-arăteam asta. Ăla n-a mai venit până la sfârșitul sezonului, deci cam prin septembrie, a vizitat îmbrăcat, cu valiza la picior, se pregătea să plece acasă. Ai băi, Andrei, acum a cinstit. Și <laughs> <laughs> zi, ai, ai dat și Phoenix? Zic, da, doamne, am dat și Phoenix. Toarnă-mă! Ce să fac <laughs> acum? Da, și pe deci, ă, asta era o fază. Faza asta e drăguță. Aia așa. neplăcută. Da. A fost tot la Costinești și mai exact la aceeași discotecă Dacia. Eu îi spun așa, dar a avut mai multe nume. Uh, unde făceam discotecă uh, doar de noapte. Nu aveam treabă cu partea BTT-ului atunci, deși locuiam acolo, eram proaspăt căsătorit, aveam cu copil mic, cu țar, cu tot ce înseamnă. Și noaptea eram la discotecă. Într-o noapte vine șeful unui grup din Germania cu copii de ăștia uh, instituționalizați. Copii problemă, nu erau uh, chiar delincvenți, dar nici de dar așa au venit ei în România. Germania RFG vorbim. Da, de data asta era rfg -ul. Și ăla vine și îmi spune, domnule, te rog frumos, îmi spune în engleză, îmi spune în germană, eu îi spun, tată, ca să anunți tu că mâine dimineață să vă întâlniți la ora 6 în fața clădirii, vino și spune la microfon, decât că dacă spun eu în germana mea, nu o să înțeleg. Mai bine le spui tu. Și vine și spune. Atâta le-a spus. Textual, mâine dimineață la ora 6, membrii grupului de GEFA să fie prezenți în fața hotelului. Și a plecat. Ce mi se întâmplă mie? L-a abordat o doamnă ghid de germană, după ce a ieșit de acolo, de la Pupitru, a avut cu el o conversație lungă, a ajuns, rezultatul conversației ei cu el, a ajuns la președintele BTT-ului, care era atunci în stațiune. A ieșit că eu am permis unui cetățean german să vorbească la microfon și să spună tot felul de lucruri împotriva regimului din România. Cum Eu îți rezum că nu, povestea e lungă și n-ai tu atâta microfon că poți să Nu, nu, vestezi. Nu, nu, nu. Adică nu vă A doua zi, am fost chemat la șeful BTT-ului și mi s-a spus, n-ai ce să mai cauți în stațiune, ai făcut o imensă greșeală. Eu am explicat ce am făcut seara au venit la mine doi securiști, un colonel și un maior, m-au pus să fac o declarație, ce am făcut, i-am zis, domne, vi se pare că am greșit cu ceva? Domne, nu, nu ai greșit, dar tovară și te vor pleca. Și am fost trimis acasă în miezul sezonului, luna august 79, cu căruți, cu copil, cu tot, tocmai pentru că era o mișcare făcută de băieții respectiv și coordonată de un domn care era soțul acelei doamne ghid, că ea a discutat cu ăla ceva. Și probabil că o fi spus la ceva, abar n-am, că eu nu, nici nu-l cunoșteam decât din vedere, știam că e șeful unui grup. A ieșit că ăla a spus, ei i-a spus niște lucruri care erau legate de regimul din România, că ce nasol în comunism, ce prostii, că nu știți să apreciați libertatea chestii. Asta am aflat după 30 de ani. Pentru că am și cunoscut-o mai bine pe doamna, dar doamna era atunci soția unui domn ziarist. Actual ziarist, care a făcut și puțină pușcărie, a făcut și puțină politică și care s-a și lăudat după 90 că el a fost antitero. Îți spun și numele, nu te jena. Îl găsești Da, îl găsești sigur. A zis că ele a, a fost a, a fost la secul, dar a fost antitero. Adică antitero înseamnă deci că e bun. Neștiu, Roșca Stănescu. Așa. Adică dacă ești antitero ești bun. Dacă nu ești antitero ești securist rău. Cam așa se discută. Eu rămân la părerea că toți aceia care au fost securiști, anti sau neanti, au făcut rău. Că au oracolat Informatori, că au racolat turnători, că au șantajat, că au manipulat, era nasol. Și din punctul meu de vedere e o mare greșeală că oamenii ăștia au rămas să ajungă tot, tot, tot mai sus. Și așa se întâmplă astăzi. Adică astăzi culegem roadele muncilor. Așa că în 79 eu am fost trimis acasă, dar dându-și seama probabil cineva de acolo, nu mai știu cine, Că totuși e abuziv, au zis, bă, poți să stai și tu vreo 10 zile, nu, nu lucrezi, nu mai ai voie la discotecă, dar zici, Au vrut să facă ea protest, să iasă în stradă. Uh... Localnicii, uh, turiștii, fanii, uh... fanii discotecii. discotecii. Nu neapărat ai mei, dar erau și oameni care țineau la mine. Localnicii să știi că m-au iubit costineștiu, m-a considerat. -a al lor, eu sunt și cetățean de onoare acolo. Sunteți, asta vreau să întreb dacă sunteți. N-am primit nimic. Dar sunt cetățean de onoare, ați Sunt de onoare, da, așa. Și el e un film separat, e chiar amuzant, dar nu contează. Sunt cetățean de onoare, eu am locuit acolo cu cu acte în regulă. Adică am nu v-ați luat o casă la Costină și să vă întoarceți? Mi-au luat o casă. A, luat. <laughs> adică au zis că când m-au făcut da. cetățean, au zis, băi Andrei, ce Dumnezeu, ții și tu Trebuie un loc și undeva? faci o casă. Domn primar, nu am eu timp. Hai mă, nu fi fraie. Zic, bine domnule, dacă insistați. Și de acolo au trecut un an, doi, trei, patru, cinci, tot veneam la mare și zic, domn primar, între timp pe primar l-au mai schimbat, dar cât era el acolo, tot timpul. Îmi dați documentul să fac și eu casă? Și, băi, Andrei, acum sunt foarte ocupat, dar uite, peste o oră, și peste o oră dispărea. Știa că plec înapoi și n-am reușit ah. în 5 ani să obțin și eu o hârtiuță să. Până în sfârșit, s-a făcut memoriu, fanii emisiunii au trimis hârtie la Costinești să revendice această doleanță. Domne, dacă l-ați făcut cetățean de onoare, sigur, nu e obligatoriu să-ți dea casă, dar e legal. Și mi-a explicat cineva din Consiliul lor că mai Andrei, tu nu știi ce se întâmplă. Astea se fac așa. Spune că îți dă ție și el ia și dă cuiva A, pe bani. <laughs> zic, și de ce nu mi-ați spus, m-ați lăsat? Eu chiar începusem să cred și deja mă gândeam acasă, zic, bă, eu sunt stare să fac o casă, nu sunt stare, cu cine vorbesc? Am vorbit cu Nicușor Năstase, care e omul care m-a ținut ani de zile la Vox Mare și el, și i-am zis, zic, băi, Nicușor, dar Hai mă, că te ajut eu tu. întâi să ai documentul. El știa că nu o să-l am. Și, zice, tu fă de document, că pe urmă discutăm. îți, îți rezolv eu cu construcția. El construiește tot timpul. El e obsedat să mai facem o clădire, mai facem o clădire. Voxul este, pentru cine a fost în 80, nu îl recunoaște acum. E același Vox, mă ales, dar nu-l recunoști. Deci este uluitor ce face el acolo. Și atunci când am zis că mi-a zis primarul, cine primarul? Hai mă, Andrei, mă. <laughs> și eu zic, în naivitatea mea, am zis că o să am o casă. Bun, deci trimis acasă așa, pedepsit, cum eram, am stat încă 10 zile în Costinești și cu lacrimi noi, m-am întors acasă, m-au dus cu mașina BTT-ului, a descărcat toată marfa și copilul și nevasta în fața casei. Eu stăteam în piața romană, pe colț, e o casă foarte frumoasă. Acum m-au dat afară de acolo, că era Cuiva. Pe care colț? Colțul din Anaipătescu cu Căderea Bastilei. Colțul care era casa lui celebrului pictor Pătrașcu. Erau trei frați. Pătrașcu era unul pictor, unul avocat și unul medic. Și știu tot, grația, colțul, da. tot colțul ăla e o casă splendidă în interior. Acum este ceva de modă, dar au făcut un lucru frumos pe care la alte case nu am văzut unde s-au dat afară au refăcut totul așa cum era pe vremuri. Așa cum ar trebui să facă toată lumea. Exact. Și arată splendid. Să ne întoarcem zi. un pic la radiovacanța. Din ce am înțeles, ce am întrebat, radiovacanța care era un loc poate printre puținele lipsite de cenzură este adevărat? E adevărat. Pentru că cenzura era peste tot. Existau grade de libertate în cenzura respectivă. În dictatura respectivă erau grade. Dar am înțeles că Radio Vacanță a fost un loc liber de cenzură. Este adevărat? Și cum să interpretăm această informație? Sau această, uh, int Interpretarea știu. va fi probabil relativă. Probabil că eu îți dau o interpretare, pe toni, dacă îl întreb, o să-ți dea o altă interpretare. Oamenii care au trecut pe acolo vor face fiecare după cum simte. Uh, pot să spun că sunt singurul om care am stat permanent acolo, spreosebire de alții care veneau și plecau, veneau și plecau. Eu, prin natura a ceea ce ți-am povestit, din 85, de exemplu, n-am putut să lipsesc de acolo. Nici măcar când a murit tata eu, n-am lipsit de acolo. M-am dus acasă și m-am întors în patru ore. Deci asta a fost tot. Deci Începând din în cont... ce lună? Din, din mai. Din mai? Da. Cine uh... venea în mai? La... O, oh, păi da, vezi? Vezi, ești mic. Ce să fac? Trebuie să spun. A, ce? <laughs> dumneavoastră, <laughs> cred. Că no, erau, se numeau trenurile tineretului. Ca dovadă că, dacă ai observat și acum, unul mai a însemnat deja mersul la mare. Da, păi unul unu mai tradițional. e tradițional. Dar noi dădeam drumul la sezon, care era o formă de presezon, cu trenurile tineretului și cu oamenii care veneau. Eu vorbesc acum, când zic noi, vorbesc de 82-83. Când eu am revenit în plin la Costinești și până la 85 eram deja angajatul lor. În contextul ăsta erau 3.000 în loc de 6.000 erau 3.000 deja, stațiunea era ca și cum ar fi fost plină. Pornea radiovacanța, porneau discotecile, nu toate și veneau oamenii, stăteau 3 zile, 4 zile, 5 zile cum se așeza în cronologie și până plecau acasă, dar veneau primele grupuri pe 10 mai deja începeau să vină ăștia erau sindicaliștii, deci nu studenții, sindicaliștii de vârsta potrivită... Până în 35 de ani. Exact. Și care veneau la un preț mai mic, cum e acum asta cu litoralul pentru toți, cu nu știu ce, diverse forme, dar și atunci exista mecanismul ăsta și veneau serie de șapte zile, serie de șapte zile și trebuia să fie program, trebuia să faci pentru ei ceva, trebuia să le oferi, chiar dacă vremea nu întotdeauna era ideală, dar ei trebuie să aibă distracție. Și atunci radio și discotecile rezolvau tot. Radioul nu era doar un radio de plajă, radio vacanță. Era... era, doar de plajă. Și, dar de ce? Eu ascultam în. ascultam. Nu ascultam în mașină? Nu, ți se părea. poate. <laughs> eu așa nu cred că ascultam. Sau poate după Revoluția am ascultat radio vacanța. -aia e altceva. Pentru că, pentru că aia, aia jingle ul aia. celebru. Nu, jingle cu. Sunt două. Radio stanția. Aia este a lor. Așa. Aia. Noi am avut una făcută de băieții de la Radio România Tineret, da. făcută mult, mult mai inteligent decât cea de la Mamaia Mare și nu o spun cu răutate, ci faptul că aici a făcut Mihai Roman, care era unul dintre cei mai buni ilustratori ai radioului public, a făcut un semnal ca pentru costinești în spiritul Costineștiului. Și atunci aia avea ceva haios, ceva simpatic, cu Let me, let me wash your dishes și, și era făcută din colaj de piese uh, semnalul ăla, plus că după aia aveau și alea cu... Asta cu ei uh, Radio vacanță da, și... Dar, da, da, la noi se spunea de Costinești, la Mamaia era Mamaia. Mamaia era postul public în sensul că, într-adevăr, puteai să-l auzi în mașină, puteai să-l radio... Acela era radio vacanță, radio... cealaltă, ziceți. Aia este cea reală. Costineștiu, din toate punctele de vedere, era inedit pentru că nu-l puteai asculta în casă. Nicăieri. Era numai pe stâlpii care erau cei 100 de stâlpi care au ajuns la un moment dat 100 de stâlpi care erau cu difuzoare pe plaje. În acest sens era acel radio lipsit de cenzură pentru că erați dumneavoastră stăpân acolo tartorul și spuneați și puneați... Eu și alții. Nu și, și echipa care... Mulți alții, mulți alții, pentru că în fiecare trei uh, săptămâni, lună, uneori și două săptămâni, veneau redactori de la radio și de la televiziune. Veneau și stăteau cu noi și făceau emisiuni. Spuneați lucruri subversive? S-au spus, spus multe. S-au spus multe. Lume... Uh, Uh, păi, Gândește-te că noi, cel puțin eu și cu Marina Almășan citeam aproape toate bilețele pe care le primeam. Primeam bilețele cu epigrame pe temă dată, cu rime, ca trene. Uh, citeam din uh, Cornel Udrea, Canguri uh, Citeam... Ce mai râdeam la Cornel Udrea? Am citit-o când eram la școală, dar. Am... E, era mortal și eu citeam în serial. Dacă azi o pagină, mâine o pagină, poi mâine o pagină. Ei, erau turbați pe plajă, îți dai seama. Iar băieții uh, cu ochii albaștri erau și mai turbați, pentru că nu prea înțelegeau și au, au întrebat pe altcineva, nu pe mine. Nu Deslușeau sensul glumelor. Da, și ziceau, bă, dar de unde citești asta? Și l-a întrebat pe tehnicianul meu. Tehnicianul meu era, uh, bun, un, un băiat simplu, dar un om de un suflet imens, Mihai Constantinescu, ca un nume, da. ca să vezi, uh, și care mai tregea la măsea și era mereu într-o semi semidispoziție așa și când venea cineva și întreba ceva de program, îl, îl taxa imediat. Zice, dar de ce nu vorbiți? Nu, nu vrem să deranjăm, nu știu. Bun, și când l-au întrebat de, de, unde citește, zice, stați cu cin, că mă duc și îl opresc și iau cartea. Vreau să pun o întrebare legată de e o amintire de-a mea, și aici puteți să-mi confirmați apropo de radio, Uh, este adevărat că unul dintre jingalurile de pe radio România era I can get no satisfaction? Eu, eu... E asta, nu mai știu. Nu. Pentru că eu, eu mi-aduc aminte parla... și mi s-a părut că ar fi, era un lucru foarte ironic la adresa regimului. I can get no satisfaction puse pe radioul de... național da. comunist înseamnă că e doar așa o pseudo-amintire de a mea. Nu, 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 poate să fie real, dar eu, eu nu ascultam la vremea când aveam cum pentru că eram în activitate permanent, iar acasă, dacă ascultam, ascultam orice numai Radio România, nu. Eu am ascultat <laughs> România când era mic, la uh, da. Legendele Olimpului, la, la alea eram, da. alea le știu pe de rost. Da, deci nu trebuia să... Uh, nu, nu, e, întrebarea e justă, dar nu, nu mi-amintesc eu. Sigur că tentația este mereu să găsești lucruri de-astea care sunt uh, cu subtext. Aici da, mi s-a părut că da, era ar... intenționat plasată și securiștii poate nu și dădeau seama de ironia cingărului. Corect, corect, care... au fost multe date așa. În era, era între emisiuni, era cu fillers, sau cum se numește și era băgat așa da, 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 și mi se părea că sună, sau da, ulterior mi-am dat seama că... Paul Grigoriu, de exemplu, de multe ori a dat piese pe care prea puține ar fi dat în timpul programului matinal de la Radio România. Dar eu, repet, în perioada aia, până în 90, că vorbim acum de perioada aia, N-am prea avut uh, cum să ascult. Când am făcut emisiune în radio, că eu din 79 până în 85 am făcut și în radio o mare emisiuni. Uh, muzicoteca pentru toți, radio-recording, două sau trei revelioane. Uh, făceam emisiuni înregistrate, că acolo nu aveai voie și am făcut și pentru student-club. Că anul ăla în care am fost trimis acasă a fost anul în care am debutat la radio public, ca să vezi paradox. Deci, uh, nu mai eram bun pentru costinești, că n-au vrut unii, și știu și cine, nu numai ăla. Era și un băiat care făcea discotecă la ring și care era foarte supărat că la noi e coadă și la ei nu. Și atunci, probabil că și-au dorit mai mulți, să-l vedem pe ăsta a plecat. Dar în anul ăla am fost descoperit de Lucian Sârbescu, un om de radio excepțional și care mi-a zis, măi, ane, nu vrei să vii tu să faci radio la... Nu o fac eu de asta. Nu, eu sunt cu discoteci, cu alte. Hai, dar merită să încerci. Nu aveam chemarea asta. Deci reține, nu Ce sens nu aveați chemarea? Nu o simțeam că e o mare chestie. Eu mă jucam cu Pentru microfon. Chemarea este poate dincolo de dumneavoastră. Adică Am mi s-a poate... părut dumneavoastră că nu aveți. Dar chemarea era. Adică... Da, dar nu mi s-a părut așa o chestie. Mamă, m-a chemat să fac emisiune la radio. Păi când m-a chemat și mi-a dat un și? reportofon de 14 kg în brațe. A, să faceți radio propriu zis, nu da, să fac... doar redactor muzical? Nu, sau... Nu, până la, cu termenul cu redactor muzical nu mă răni. Așa, că n-am voie să fiu redactor muzical. Dar mi-a dat un reportofon de la cât casa. Ce? să mă duc să fac interviuri. Asta nu... Asta chiar nu cred că era A zis mare... ca așa se începe treaba. Și eu zic, și unde să, să mă duc? Vă... cel de jos, da, când da, da, vrei da, da, să ajung și, să faci emisiune. M-a trimis uh, în județul Hunedoara și am făcut interviuri cu prim secretar și cu... de la UTC și de la partid. Și, pe urmă, dacă tot eram acolo, am ajuns la Hunedoara, unde locuia Mircea Lucescu, care era prieten de familie. Și Mircea Lucescu era antrenorul echipei Corvinul Hunedoara. Elevii lui erau Andone, Rednic și toți ăștia, pe care îi știi și tu acum. Dar atunci nu prea știa nimeni, că erau copii, erau 18-19 ani. Și am făcut interviu cu Mircea Lucescu. Și atunci a zis, bă, dar ce bine te-ai descurcat. Zic, da, dar la ăsta nu m-ați trimis. Asta m-am dus singur. <laughs> așa că am făcut interviurile alea, apoi au mai făcut vreo 2-3 prin București și m-au chemat alți redactori să zică, bă, dar nu vrei să faci o rubrică muzicală și așa am ajuns la emisiunea Student Club, care era o emisiune de o oră și avea 10 minute uh, muzică. Și rubrica aia am făcut-o eu vreo 2-3 ani cu Felix Sănică, cu Magdalena Boianciu, oameni de radio excepțional. Acolo echipa de la tinerețe știe că sunt. ăia sunt oamenii de radio. Aia au stofă și au avut stofă și de la ei am învățat multe. Și atunci am făcut rubrica și atunci m-a chemat alt redactor. Zice, dar nu vrei să faci o muzicotecă? Nu vrei să faci un radio recording? Hai să facem și un Revelion. Un Revelion era un program de 5 ore. Nu că uh, se plătea. Că se plătea puțin mai bine decât o rubrică la care luai niște firfirei. Dar era gloria asta că facem o emisiune de 4 ore, 5 ore. În care era. cuplați uh, scenete, text, muzică, text, cuplete, muzică. muzică. Astea, astea de, pe care le-am făcut eu au avut foarte puțin momente de umor. Erau dominant muzicale. Astea pe care le-am făcut eu erau dominant muzicale. Cine făcea lecția textelor? Uh, le scriam eu și le viza redactorul șef. Și scria acolo, asta nu, asta se scoate, asta aici, în loc de în punem cu, în loc de a punem î, și corecta ca la școală. Nu puteai să treci cu textul. Apropo de viză și cenzură, aici era cea mai amuzantă chestie, că de multe ori redactorii muzicali, și nu vreau să, să sufere acum, dar e problema lor, poate să și sufere, nu știau limbi străine. Întâmplarea face că eu știam vreo două-trei. Și atunci eu îmi permiteam să zic... Să le enumerăm. Deci știați engleză, uh, engleză germană, franceză, atunci. Nu, engleză, franceză, italiană, maghiară, care e limba mea maternă, și nițică rusă De și... Care două, trei, <laughs> suntem deja la cinci. Hey, am zis că să par modest. <laughs> <laughs> da, nu, nu contează, dar mă descurcam cu ele. Și spaniol înțeleg, că dacă te uiți la ternovele, înveți și <laughs> asta. Însă uh, treaba asta cu viza era un chin pentru că tu puneai suflet în emisiune o construia într-un anume fel, o făceam la microfon partea vorbită, după care venea operatorul și mixa și le lipea. Voi nici nu știți ce e aia, să lipești bandă cu mâna. Am da, văzut tehnicul. Da, exact, un, era e, ceva înfiorător. Ilustrație din trecut știu cum e, exact. e foarte greu. Era, e foarte e greu e, și vine unul și o ascultă și zice bă, nu, aia trebuie să o scoți și aia trebuie să o înlocuim, trebuie să faci alt text. Uh, și atunci m-am răzbunat și eu într-o ediție. Așa. Uh, am venit uh, trei, trei cântece, n-am să uit niciodată, trei cântece, între care unul era, uh, culmea tot boniem, era uh, Don't Kill the World. Piese de pace. Și încă două piese, șlăgărele ale momentului. Le-am și uitat, dar toate trei le-am primit în ziua de 29 sau 30 decembrie. Am dus repede la radio. Am dat telefon la cabina cu discuri, că nu era tot una unde copiezi. Doamna aia a fost drăguță, eu credeam că sunt toți în concediu, a fost drăguță, a copiat repede melodiile, m-am dus în cabina de montaj, am vorbit cu fata de la montaj, zic, te rog frumos, ia ștraiful, se numea, uite așa de mari erau, ia ștraiful 3 sau 4 și înlocuim piesele de acolo cu astea 3 pe care le au Și au intrat, că n-avea când să mai vizeze nimeni. Și am dat piese care a apărut pe 29 sau 28 în Germania, am dat-o eu la Radio România. Asta era gloria dumneavoastră, că numai zice, dumneavoastră știa. Bineînțeles, dar pentru mine a fost așa o satisfacție. După care piesa aia au auzit o mai mulți și au cerut-o. Și când au cerut-o, au zis, băi, nu pot să bag. Nu spun numele omului, că el era de om de bună credință, dar. și băi, cum să-ți dau asta cu don't kill, e cu crimă, nu? Mai e un mesaj de pace. Nu, nu vrea să accepte. Până n-a venit traducător că trebuia să fie tradusă piesa, piesele aveau o fișă. Ca să știi. Toate piesele Tot? aveau o fișă, adică o textul fiși. bănuiesc tradus. Tradus Îl el, el traduceau și un pic literar? Unii da, unii nu. Adică să rimeze, să... Nu, nu, Nu știu. Așa. Ar fi fost frumos. Nu, au fost și de ea că, pentru că foarte multă, multă muzică străină a circulat în România cu versuri românești. Asta sigur știi, de la, dacă nu știi din direct, știi. Eu am făcut, de exemplu, acum o lună, nici atât, un top de cover românești. Hituri mari străine, cântate în limba Știu, română. Știu Marina Voica cântând palp. Deci, e. Dar pentru mine aia este vârful acestor okay. reinterpretări. Fete de la 5T, Uh, existe pa cânta Cornel Constantiniu în limba română Aurelena Andreescu cânta uh, I did what I did for Maria lui Tony Christie Toată lumea cânta piese Drumurile noastre este un cover Deci tot ce era muzică spectaculoasă de pe post Printre altele erau și astea multe, multe, sute de piese Și la ce cover drumurile noastre? Drumurile noastre la unul pe care îl cheamă Jelezovic din Serbia No, asta chiar nu am știut. Da, e piesă serbească. Poate că numele nu l-am spus. Dacă dau băieții acum pe Google, Ia. află imediat drumurile noastre și Alex, spune ajuți cum îl cheamă pe uh, autor. Era un autor mediocru. Piesa a picat foarte bine. Dan a făcut textul. Spătaru a făcut textul. Textul în limba română. Și piesa este sărbească. traducând sau doar pur și simplu a nu, pus nu, și a făcut al... un text al lui. Al un al da. lui. Unii au tradus, cum mai zis tu și l-au făcut uh, digerabil în versuri, alții și au făcut propriile versuri. Uite, de exemplu, există o piesă după Francisca Brela lui Andrieș care se numește Octombrie. Octombrie este și piesa lui Andrieș și Octombrie este și originalul. Uh, Moțupiti și a făcut o grămadă de cavăruri Super valoroase după Beatles, după Dylan... Care deci... a intrat apoi în păsarea Colibrii. Exact, exact, dar ele existau. Deci uh, muzica străină a avut această viață în România foarte mulți ani prin adaptările astea. Și atunci omul ăsta care era... Leu, să nu cumva să... Nu, nu, asta nu o dăm. După care a venit traducătoarea, era o profesoară de franceză și engleză care era foarte, foarte meticuloasă și a tradus și vreau să spun că aia a devenit un fel de super hit în România, pentru că la orice eveniment pica bine să spui un cântec de pace. Și acum un cântec de pace. Deci ăsta nu putea intra pe post că era... Cu crime. Dar în românește... Păi nu, dar oricum mai dau, tot era... Da. Și în engleză era un cântec de pace. Deci uh, omul n-a vrut să mă creadă când i-am spus crede-mă că îți traduc cuvânt cu cuvânt tot ce spune. Nu, 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 să vine traducătorul. Uh, dar eu nu i-am spus că aia s-a dat deja pe post. A aflat după o lună, două, trei. Zic, bă, dar aia a fost în programul de Revelion mai nenorocit. Zic, păi, ți-a zis cineva ceva? Nu ascultă nimeni, domnule, stai liniștit. Că mulți pleacă de la ideea că toți sunt cu urechile ciurite și ascultă. Eu am avut și acum, în regimul actual, surpriza să constat că președintele postului, acum vreo 10 ani s-a întâmplat, îmi spunea că, domne, ar fi bine să nu mai invit pe cutare sau invit pe cutare, îmi sugera niște lucruri din astea, ca să-mi facă niște observații. Zic, dar ați ascultat vreo ediție? că domnule, nu stau eu noaptea și păi și atunci. <laughs> Dar el îmi recomanda pe cine să nu chem, să, pe cine să chem, în general să fie mai spre cultură, spre asta. Zic, domnule, eu chem oameni din media, chem oameni din muzică, asta e profilul emisiunii mele. Dar ei nu ascultă și atunci dacă nu ascultă poate să se întâmple orice pe post. Înțelegi? E o emisiune de 5 ore. Apropo de muzică, muzica rock a avut o perioadă de glorie în România, începând cu chiar această perioadă. Alături de care trupe ați fost sau ce trupe au crescut pe lângă dumneavoastră și puteți să ne povestiți câteva lucruri din începutul lor? să că a avut... Holograf, vorbim de holograf, de iris, a, de sfinx. Cum l-ați simțit crescându-se? Cu, -o, și... cu -o am stat aproape zi de zi într-o vreme pentru că eram la Casa Studenților și erau acolo. Eu l-am prins pe Dănuț Aldea, făcând, inovând instrumente, aproape în fiecare săptămână venea cu o idee nouă. Cu, cu Vali am fost și coleg de facultate și prieten, așa că cu el am stat și mai mult. În emisiunea mea, în programul meu din clubul studențesc, a cântat pentru prima oară piesa Nopții. Cel care n avea voie să spună Doamne, vino, Doamne, și trebuia să înlocuiască. Și a schimbat un cuvânt acolo ca să poată fi cântat oricând. Dar el la club cânta cu Doamne, vino, Doamne. Am fost acolo când s-a cuplat trupa Catena de fete, trupă rock de fete, cu Păunița Ionescu. Și aproape că le-am intermediat să, să colaboreze. De altfel, ele au plecat în străinătate, au și cântat o vreme împreună, ea a cântat ca Big Mama and the Kids și, pormă, uh, Vijan Graterol are trupa ei, uh, Rozi Vista, și este trupă foarte bine cotată în Germania și acum, deci fetele care erau atunci. Uh, iar celelalte trupe rock, tu te referi deja la trupele obzeciste, pentru că eu le-am știut și pe alea înainte, gândește-te că la noi s-a cântat Beat și, pormă, rock. Uh, sincronul cânta Beat, Mondialul. Deci au fost găști care au cântat. Cluba pentru multă lume este reperul festivalier al rocului românesc. Dar și până la cluba, cometele cântau. Olimpic 64 era trupa la care eu mergeam ca elev și asistam la repetiții, pentru că erau foarte aproape de casa mea. Și mergeam acolo, era o trupă de greci, trei erau etnici greci. Uh, Unul, solistul și chitaristul solo, era un băiat foarte frumos, adulat de toată lumea, un fel de Alain de Delon, așa, uh, Piki Iglesias, uh, și uh, Costin Petrescu era la aceeași trupă, la Tobe, cel care ulterior a fost la Phoenix. E bine, uh, practic eu am trăit împreună cu istoria rock românesc. Asta, Asta a, e un asta atu. Am zis, da. Uh, dar așa cum am trăit, eu au trăit și alții. Ce probleme <laughs> aveau ei pe vremea respectivă? Uh, Credem că aveau. Mereu aceeași poveste, că dacă mergeau spre rock progresiv, scăpau de cenzură pentru că era mult mai mult instrument și mult mai puțin vorbă. Dacă se plângeau, se plângeau de scule, se plângeau că n-au instalația pe care și-o doresc. Întotdeauna a fost uh, o problemă asta cu de unde facem rost de boxe ca lumea, de uh, efecte. Uh, cu toate astea, eu am auzit trupa sideral la care era chitarist uh, Mugur Winkler uh, cântând pentru prima oară, uh, cred că la un an sau nici un an, diferență de ce am auzit eu la, pe disc de la Jimi Hendrix cu Aua. Deci, pedala de oahua, uh omul și-a procurat-o. Asta spun că, multă lume întreabă, bă, cum? Uite că făceau rost, nu l-am anchetat, trebuia să o facă alții. <laughs> Dar, până una alta, oamenii aveau scule. Aveau chitare, aveau tobe, aveau boxe, era întotdeauna o luptă între găști, cine are scule mai bune, cine sună mai bine. La casa studenților era un dever permanent de trupe care cântau. Ba sus în bar, ba la concerte, ba la recitaluri. A fost și o ediție de Club tot în casa studenților. Și până au fost festivalul Club 71, unde s-au perindat toate trupele. Trupele venite dinspre Ardeal și Banat, care erau foarte bune, adică nu numai Phoenix era clasic 20, era carusel, erau găști foarte, foarte bune și cântau alt gen de rock pe decât cele de București. Întotdeauna a fost diferență. Că multă lume zice, doamne, era o adversitate, Sphinx, Phoenix, nu era. Că erau prin altă felii, cântau altceva. Era public și pentru mondial care cânta, de exemplu, repertoriu internațional foarte mult, până să cânte celebrele hituri minulesciene și altele, ei au avut și repertoriul internațional foarte bun Și l-aveau pe un Gabi Drăgan Care era o voce fantastică L-auzi la, probabil, înregistrări Nu sunt prea multe, din păcate Că era o voce uluitoare La Bibelou de Porțelan Pe el l-auzi Acela e Gabi Drăgan Compunea Romeo Vanica, Adică erau oameni care știau muzică Făceau muzică de drag Și competiția asta o trăiam Și noi ăștia care eram pe delături Odată cu ei deci, n-aș zice că ROC-ul avea mari probleme de a funcționa decât atunci când au început băieții să fie foarte atenți la ce se petrece. Și ce se petrecea? Copiii mai vedeau câte o, o filmare, mai aflau că se poartă cu plete, că se poartă așa și atunci veneau la anumite concerte în exces de energie se mai spărgeau geamuri și atunci apăreau eternele suspendări, despre care cu siguranță ai auzit de la diversi oameni. Suspendau câte o trupă pentru nimic, pentru că a ieșit scandal la concert. S-a întâmplat. S-a întâmplat la sala Palatului să, după trei melodii să dea drumul la cortina de fier, cortina de fier fizic, aia care se bagă la incendii. La ce trupe? Nu, la, unele, la unele găști când n-au mai vrut să-i lase să cânte, au băgat cortină. Deci da. Irisul a avut într-adevăr câteva interdicții, holograful mai puțin, holograful erau mai sofisticați, eu cu holograful am avut și turnee în țară, și cu compactul, adică am fost prezentatorul lor și am mers cu ei 30-40 de orașe. Deci nu un concert. Aveam și, și două era, pe zi. Cum era viața de turneu în perioada aceea ne... pentru o trupă rock românească dintr-un stat comunist, da. aparent... Era, era într-o altă lume. Ce semna? Adică nu, nu aveai senzația că ești într-un stat comunist decât atunci când trebuia să mănânci la restaurant <laughs> și era închis, <laughs> că închideau la 11 sau la 10 și tu terminai concertul exact la ora aia și atunci trebuia să intervină cineva să-ți dea de mâncare. Când trebuia să mergem cu conserve după noi ca să mâncăm și noi ceva, că eram lichniți de foame, când se strica autobuzul pe traseu și trebuia să așteptăm până se repară, adică din punctul ăsta de vedere simțeai. Și cum se raportau oamenii din respective respectiv la ce se întâmpla în Occident? Cum trăiau diferența asta totuși destul Ei de nu mare? nu știau mai mult decât știam și noi. 99% dintre noi n-am văzut Nimic, Occident. Mai vedeam câte un video la Moțu sau la nu știu ce, vorbim deja de 85 6 când au apărut video case da. Dar până acolo noi nu vedeam, doar auzeam. Deci nu, nu știam de Deci decât... nu aveați o imagine. Nu aveam mai poze, poze, largă. Și sunet. poze, poze și sunet. sunet. Păi poze și sunet. sunet. Păi de unde? Și nu. le reviste, a zis. Evident. Și cumva creați o lume în capul. Exact. fiecare care mintea construi lui? Construia o imagine pentru că. Asta e, asta e realitatea. Dar... De-aia spun că mersul un turneu era o experiență absolut fantastică pentru mine, pentru că practic noi mergeam, plecând din Costinești, unde am activat împreună ei la forum, eu la locul meu, mergând împreună ne întâlneam cu publicul pe care, care a fost la noi acolo. Și practic veneam pe un teritoriu excepțional și cu compactul am făcut același lucru. Nu atât de multe concerte pe cât am avut cu holograful, dar uh, publicul din țară era publicul care venea la Costinești. Și toate sările erau pline. Toate sările unde am avut concerte cu. au avut ei și eu vorbeam pe acolo, au fost pline. Uh, elemente de cenzură au venit culmea, nu pe muzică, ci pe ce prezentam eu. A venit unul la mine la Timișoara, culmea, și mi-a cerut să-i dau textul prezentării. Și eu am zis de unde să-ți dau textul. Scrie repede textul prezentării. Zic, păi n-am niciun text de prezentare. Păi și nu vorbești la... Ba, vorbesc. Păi scrie ce vorbești. Deci, domnule, eu nu stau să mă gândesc dinainte ce o să spun. <laughs> a trebuit să fac un text, Aurel Mitran, pe care presupun că l știi, impresarul care da. ne ducea, ce ai mă, Andrei, fă un text acolo de o pagină, că altfel nu scăpăm, nu ne dă voie să dăm drumul la concert. Și a trebuit să fac un text. Bună seara, dragi prieteni, nu? ce, ce mi-a venit acolo? Deci trebuie să dai viză <laughs> La textul de prezentare. Nu conta ce cântau. Eu făceam un fel de dialog cu publicul și cu cei cinci din trupă. Încercam să-i fac pe oamenii din sală să înțeleagă că ei nu cântă numai ce se aude acolo. De exemplu, îl puneam pe Tino să cânte secvențe din Vangelis, din Michel Jar, Nuts Olteanu făcea exemplificări din Hendrix, din Clapton. Adică făceam niște lucruri pe care nu le-a mai făcut nimeni. Și pentru noi a fost un turneu care a arătat Că o trupă ca asta Poate să și educe Și poate să arate că știe muzică Și cum se Ca să zic Cum se desfășura viața Rogărilor români în, în, turneu? în turneu Dacă ne raportăm Așa cum la viața nu ești. <laughs> rockerilor din Occident, adică aveau parte de groupies Erau o uh, formă de grupi. De... Păi trebuie pentru că asta. Deci, ce au trăit ei nu au trăit ceilalți. Numai aceste amintiri pot să ne construiesc imagine exactă a e adevărat, comunismului e adevărat. și a ceea ce se întâmplă atunci, chiar din punct de vedere muzical, e parte din muzică. Bănuiesc că, când ești tânăr, o parte din motivația ta să cânți și să faci lucrurile acelea, e să apari, dar și să ai această viață. Absolut, absolut. Cum se desfășura în limitele acelea, totuși, rigide ale sistemului, da. acest tip de interacțiune umană, Adică, hai să fie mai pășleau. Cântăreții din aceste trupe, rog, cum se bucurau de. Publicul feminin, să zicem. Cum cum, cum se plin. relaționa? Se bucurau din, se bucurau din plin. Nu, nu era cum am. Probabil că ai văzut o grămadă de documentare cu trupele mari din istoria rocului și. Păi probabil, și Normal că ne raportăm la ele și eu mă uit la ele. Și acum mă uit aproape constant la tot ce pot turnee din anii 60, 70, 80, stau și le văd. Nu e chiar ca acolo, pentru că acolo băieții. Aveau grupii acceptați, aveau grupii în faza de testare. Aveau fete care făceau parte din grup, altele care stăteau la rând să fie acceptate. Acolo se stătea cu drog, la noi nu se stătea cu drog. Care erau substanțele? Bouturi, nu, nu foarte se, legale nu, sau se, legale nu, na, care eu, schimbau per, starea nu, de percepție. Doar, doar se bea și nu mult, nu? cel puțin trupa asta cu care am fost și trupele cu care am fost eu la băutură nu erau atât de, atât de, sus cum se crede, cum se presupunea. Adică relația interumană, relația cu femeile era una pe farmec personal și pe statutul pe care îl aveau. Dar nu era nevoie să stai să bei, eu fiind, de exemplu, nebăutor, plecând de la premiza asta, chiar n-am fost niciodată. Înseamnă că trebuie să vorbești cu fata, nu? Nu nu, nu nu contează. <laughs> Un Alt... challenge, te duci, de, da, nu Nu era nevoie. cuvintele e mai, mai complicat decât doar să fii tu și să. Fii uh, în altă și să stare. știi că și categoria de fete care se apropiau de trupele astea care au cântat în costinești era puțin diferită de ceea ce vedeam noi în videourile alea. Adică Pentru... erau păi... ce? Studente la medicină, stau studente la arte sau. Da, da, da crezi că nu contează? Ba da, e, dar vă întreb adică vreau să confirmați? Păi da, e, e, nu, chiar erau, adică erau de altă calitate și atunci atitudinile astea de pe care noi le vedem de, de deșențate, mai vulgare, astea mult mai rar apar. Se lăsa Există cu drame au fost emoționale. Cred că au fost. Inim da. rupte, după da, un da, sezon. Da da, uh... da, 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 da. Eu sunt convins că au fost. De unele știu, unele s-au lăsat și cu căsnicii. Da, s-a greșit total. Adică. Nu știu dacă. Ne Nu, da, e de dreptate. Da, dar, da. Unele s-au lăsat și cu căsnicii. Uite, pot să spun de un caz pe care uh, cred că îl știi și tu, dar sunt și altele. De exemplu, uh, Leo Iorga, Dumnezeu să-l ierte. El a cunoscut-o pe iubita lui, la Costinești, Paula era uh, asistentă medicală. Și s-au îndrăgostit și s-a încins o relație frumoasă și au copii și așa mai departe. Deci au fost și astfel de relații. Uh, Teo, alt prieten bun de al meu, Teo uh, Peter, uh, Dumnezeu să-l odihnească, el a avut un final dramatic cu acel accident Astăzi. care știi din 2004. El era tot timpul într-o dramă. Teo venea la mine ca la psiholog. Și chiar că ca la psiholog, adică nu, nu, era chiar la așa era. Nu, și era, pentru că el se îndrăgostea. El? El se îndrăgostea. Păi nu ar trebui să fie invers. Nu scrie nicăieri <gătări> că trebuie. El, el avea probleme de acolo unde lui plăcea cineva acolo îi se punea pata și atunci nu știa ce trebuie să facă. Avea și complexul ăsta al greutății, al domne, că nu știu. Și atunci avea trăiri de genul ăsta. Uh, am văzut, sigur că am văzut uh, cazuri de fete care sufereau. Uh, exista și un challenge între băieți și nu numai în aceeași trupă, între trupeți era o luptă, dacă vrei, surdă și neexprimată între trupele de rock și muzicieni și disjocui și salvamari. Ca să vezi cât de diverse. Păi da, salvamari erau băieții frumoși și voinici, adică mascul. Da. Dar și salvamari din costinești erau diferiți decât salvamari din alte părți, pentru că și ăștia erau studenți. Și deci era o competiție aprigă. Adică. Să nu, să nu crezi că era chiar ușor. Nu. <laughs> Știți cazuri de versuri din piese celebre care sunt legate de genul acesta de interacțiuni umane? Sunt convins că sunt Dar eu nu, nu am avut niciodată partea asta Să rețin versuri Eu, eu rețin evenimente și da, relații am Mai greu versuri Dar sigur sunt sigur sunt. Nu știu dacă ei s-au putut proiecta Toate trăile lor Pentru că ar fi trebuit să facă fiecare câte 20-30 de cânteci. Da. Totuși era un grup <laughs> nu, nu. Știți ce e amuzant? Când se spunea Și se mai spune și acum Regretatul Iulii merca spunea asta des Doamne, suntem o țară de cumnați. Și asta era o expresie care, venită exact, eu atunci aveam 25-26 de ani când mi-a zis-o prima oară, ei cântau atunci la casa studenților și locuiau la 100 de metri de mine, în piața romană. Ei stăteau în chirie. Iulica mergea fiind clujean. Și când venea în București, nu știu cum se făcea, dar tot timpul ne întâlneam și când ne întâlneam cu cineva și el era cu fată, mi-o prezenta și uh, se uita așa la mine, zice, o cunoști și pe asta? Nu, nu. El avea aminte că fetele care se învârt în jurul trupeților au de-a face cu cel puțin 1, 2, 3 dintre ele. Uneori era real. Și atunci el a lansat această vorbă că suntem o țară de cumnați, adică ne în șoguri. da? Așa? E un cuvânt unguresc? Da, asta, da. Apropo de asta, ați trecurat în. Emisiunile pe care le-ați avut, și muzică. Bănuiesc că cunoșteați și muzică din Ungaria, de Sigur exemplu. Sigur că da. Trupe maghiare, nu da. știu, da. Omega. Da, da. da le da, da. presărați așa. De adică, cum ați, cum, ați, cum ați perceput această relație români-maghiari în acea perioadă, sau cum ați cum ați trecut prin această perioadă, că era mai complicată atunci decât Te acum, referi la zice. perioada aia. Da, la acea perioadă. Păi, la acea perioadă era, din punctul meu de vedere, era destul de simplu. Foarte rar mă percepea lumea ca, ca, ungur. Atunci când mă percepeau așa, atunci începeau să și spună lucruri pe la spate. Eu le aflam ulterior. Că dacă ești rău și ești ungur, atunci e mai nasol decât dacă ești român și ești, <cute> și ești al dracu. Așa. 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 așa, și atunci se întâmpla să veneau grupuri. Группой. Din Ardeal, dar veneau și grupuri din Ungaria, veneau grupuri din Polonia, din Ceoslovacia, din Rusia. Vă referiți la costumisti. Așa, e, venind grupurile astea, aveam o obligație profesională ca eu să dau muzică din țările respective. Exista o directivă în acest sens? Nu, dar era, sau de la o, să zicem, or, o regulă nescrisă. Da, 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 era. Și, da, și mi se părea absolut normal. Și Dacă venea, nu știu, din Cehia, puneați am trupa Catapul 2001 o, sau se numește. Am nu dat care îl god, poftim. Uh, sau Helena Vondrașcova, că vorbim totuși de anii ăia, nu <laughs> de catapult. Uh, deci am dat, aveam pregătită muzică și discuri pe vinil, dar și benzi din țările, toate țările socialiste, care veneau în Costinești. Și uh, mai ales că erau seri ale lor, uh, grupul să zicem că stătea 10 zile și o seară era la Vox Maris. Se achita și stăteau, dacă grupul avea 100 de oameni, avea 100 de locuri, era stupid să n-am măcar un cântec pentru ei. Deci eu aveam pentru fiecare țară care ne vizita cel puțin 10-15 cântece pregătite la orice ora. Așa că asta că a strecurat un cântec ungureț, normal că am dat Omega. Nu domnul, de strecurat, vreau nu, să spun dacă, le, dacă profitând de bogăția, având acces la două culturi, dacă da, încerca să le îngemonați. Nu, no, am, dat, am dat. dat pentru și, a educa. Pentru că... Și la radio public fac același lucru. Eu în continuare, dau în continuare. Acum nu mă mai obligă absolut nimeni, dar mi se pare aiurea când eu știu că sunt cel puțin un milion de vorbitori de limbă maghiară să nu dau o piesă în limba maghiară. Ei, nu. Știți, Kanye West da, a furat da. din Omega, da, da, a luat fără drepturi, s-a împlat acolo și a dat Omega în judecată da. și a trebuit până știm la urmă povestea, și a trebuit să se înțeleagă. Dar nu e nu numai, numai Omega. Eu am culegeri. Când am fost în Ungaria prima oară, că eu n-am avut voie nici acolo. Deci, da, a, că... voie? Nu, eu n-am ieșit din țară până în 90 deloc. Am ieșit de două ori cu, cu, echipa de polo a Bucureștiului și a României când eram la junior, dar atât în rest n-am avut voie niciodată eu ca privat n-am ieșit din țară am cerut de trei ori, de trei ori m-au refuzat și am zis că asta este, n -am, nu mă lasă, nu mă las dar când am fost în Ungaria mi-am achiziționat discuri cu anii 50, anii 60, 70, 80, 90 până la zi, cu hituri, cu succese, așa că eu practic, dacă aveam nevoie la un moment dat să dau muzică ungurească, la orice oră am avut. Acum, dacă spuneți de deci ce ați avut acces și la muzica respectivă, dacă ar fi să facem o comparație între muzica rock și pop românească din acea perioadă și muzica rock și pop din Ungaria, Cehia, chiar și Uniunea Sovietică, care este percepția noastră, erau mai evoluați, mai egali, mai la fel, mai jos, se, mai sus. Se mișcau mult mai bine din punct de vedere tehnic, adică Asta dotările e lor au fost ungurioase. Au... Da, da, ungurii -au... au jucat foarte bine rolul ăsta al țării socialiste sau comuniste, dar care se mișca în afară. Sârbii la fel. Asta vreau să întreb de, de, Serbia, de, Serbia, de Iugoslavia. 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 era, aveau toate trupele posibile și trupe cu foarte multe influențe folclorice, dar și trupe care cântau rock, -rock care cântau și heavy la un moment dat. Adică și ei se ghidau după, deși nu poți să zici că au făcut mari, mari succese, dar lumea din zonă, timișorenii știau toate trupele astea, Baiaga, Bielodugme, toate găștilele le știau. Eu am prieteni din lumea rocului, Artiști care știu pe de rost cântece de ale lor din vecini, mai mult decât știu din astea de la noi. Asta ascultau. Ei aveau acolo o emisiune uh, la Radio Novisat și la Minimax sau cum se numea. Am ascultat eu, stând acolo o săptămână, zi de zi, am stat să ascultat și, asculta, zi, băi, ce muzică fac ăștia. Și m-am rămas uluit. Dar era o deschidere mai mare, cel puțin Absolut. în Iugoslavia, inclusiv toți. pe partea de muzică de genul acesta, turbo, folk, tot, tot. să le zicem într-un fel așa, manele, era deschiderea mult mai mare, adică era, Foare la noi era complet interzis, adică asculta lumea, nu știu, azur, albatros, dar complet în afara... În zis, lumea mea nu asculta nimeni nu azur. asculta, dar auzeați. Dar auzea dacă, dacă scăteam... nu Să dacă... să n-am că sigur... Nu, nu, n-am zis că nu auzeam. La din Dace la grătar, sigur n-a văzut. Nu, eu sau nu când, merg la grătar. Sau am avut noroc. M-am ferit, m-am ferit. Nu, am să... avut noroc. Eu, eu Dar recunosc. a fost și asta o cultură paralelă, care iată, Bine a bucuit după Revoluție. Să știi că, din punctul ăsta de vedere, rocul românesc, de multe ori acuzat, chiar am văzut câțiva puriști care, bă, rocul românesc copia cu întârziere de 20 de ani. Nu e chiar așa. Au fost oameni foarte talentați și inovativi, care n-au fost apreciați cum meritau, am avut instrumentiști absolut de excepție și chiar e, vocali foarte buni, adică nu mă refer la 1-2, la nivel de 10-20, numai că n-au avut șansa asta să se confrunte. E, știi cum a fost faza aia cu după 90, când s-a putut mișca e, și muzica rock din România? Au fost două semieșecuri și au clacat după, aia n-au mai îndrăznit. Am mers cu holograful la Burj, festivalul de la Burj din Franța. Eu am fost singurul însoțitor pe lângă ei, a fost cu regretatul Doru Căplescu și cu Chifiriuc. Și a fost o prezență fantastică, dar era în contextul revoluției, adică francezii ne-au perceput ca pe ceva special, uite au venit ăștia, exotic. de eram exotici, dar au fost foarte drăguți, Jacques Higelin, ne-a găzduit, care era un nume acolo și porma, vorba aia, acolo cântau un festival, Patricia Cas, Patrick Bruel, adică am cunoscut acolo pe toată, Tanita Ticaram stătea în uh, pension cu noi, am vrut să conversez cu ea și s-a speriat, adică am zis, mamă ce... Ce fioros, trebuie să fiu. Am văzut o grămadă de găști. Am, am fost la Burj de două ori. E, ei au ajuns la Londra. Au mers în studio. Au avut șansa să, să facă acolo. Nu s-a întâmplat cum și-ar fi dorit. Bun, s-au resemnat. Au ajuns în Olanda, unde au cântat în cluburi, cum a cântat și Sfinxul. Pe partea asta, la alta, Au ajuns în Italia și ei au încercat. Deci au fost tentative. Toată lumea zicea, bă, când ies trupele astea să vezi, rupem tot. Probabil că așa gândeau și eu zic că poate că așa ar fi trebuit să fie. Dar nu s-a întâmplat. phoenix ți s-a părut că a rupt târgul în Germania? Nu. nu. Dar au încercat. Eu am văzut concertul lor când s-au reunit imediat după Revoluție, au avut concert la Paris. Probabil că ai văzut și tu înregistrarea. am văzut înregistrarea, așa. da. E, a fost frumos, a fost plăcut, dar pentru noi ei trebuiau să ajungă să se vândă pentru publicul lor, nu pe România o la degetul mic, adică noi îi iubim oricum, pe toți pe care ți-am amintit, publicul din România iubește, dar ei n-au reușit să facă saltul ăsta. Uh, ungurii s-au mișcat mult mai rapid din punctul ăsta de vedere. Și, și Avem eu. exemple de trupe ungurești care au audiență mai mare în Occident? Uh, nu mare, dar Omega e un exemplu bun. Omega e. Și locomotiv GT, și ele și Apostol au avut tentative, dar nu, nu se rupă. Nu au rupt. Nu, nu, n aveai păi, cum. n aveai cum. Mă te pe... că da, uit pe MTV. dacă eu te copiez pe tine și tu mă da. copiez pe mine, rămânem tot <laughs> între noi. Nu, no, foarte greu a avut acces muzica, inclusiv din țările occidentale, non uh, non-engleze, ca să zic așa, da, 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 da. Sunt doar câteva cazuri de piese care au, care au ajuns hituri globale, da? care nu sunt americane sau englezești. De, cred că la francezi una e MC nu, ai Solar. Nu MTV-ul, MTV-ul a fost aminte. cel care a îngustat aria. Da, da. și probabil de la nemți cred că au scăpat câte o trupă, de, două. În, Nem în, au avut. vorbim în, să vorbească în limba lor. Nu, a, -a, așa sunt multe trupe. Da, uh, în limba lor foarte puțin. și nu, no, nu, no, no, limba lor nu. No, no. Nu, vorbesc de, să, vorbea, să cânte în limba lor. No. Nu. au ieșit. De no, n -a, n -a cum, nu, n-aveau cum. N-aveau ai dreptate. A ieșit câte una. Păi, nu, e câte una. MC Solar e o piesă, e da. o trupă care a reușit să penetreze cu o piesă. Cred că mai e o trupă germană, nu știu, cred că... E, uh, uh, au, au și Kraftwerk. Care... Nu, <laughs> nu, nu, Mă refer la MTV, adică la partea asta mai comercială care... Da, uh, păi a fost nena cu noi, nu mai ții Valons, care era în germană. Câteva au da, și dați comisar, dar și, puține, adică rămân câteva... Falco, care, Falco, la Falco da. Falco referit. Trio da. care era cu da, 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 care vorba e un text. Da, mai care... câteva, dar greu, greu, foarte greu. Nu. Adică, cred că ai noștri când s-au dus acolo, cred că nu, Trebuia nu s-au gândit. peste ei. Trebuia nu, să ei săracii n-au, n-au nicio vină. Informația nu, nu venea așa cum ne-am fi dorit. Gândește-te că la rândul lor, eu n-am fost mult în Occident, am fost cam unde am vrut, dar n-am fost mult. Că? Na. Am vrut să recuperez, dar eu preferam să fac revistă, să fac radio și să-mi văd de visurile mele, nu să vizitez. Dar am constatat că ei, la rândul lor, stau la coadă să ajungă undeva pe o scenă mare. Păi, când tu vezi că e o coadă de 100 de trupe care sunt mai bune ca tine, tu te așezi în Asta capătul un... lor da. și stai că aici nu. e locul nostru. Nu. nu. Deci, și mai ales că băieții despre care vorbim sunt totuși oameni la 50-60. Acum, a noua generație trebuie să rupă. De exemplu, uh, sunt trupe românești din Nou Val care cântă pe afară. Eu asta vreau să facem separat, să știți. Deci, partea mai modernă aș vrea să fac cu dumneavoastră. Okay. Nu, nu, nu știu să eu să multe. Separ nu, dar dacă să știi că da, există da, da, asta. Sigur că să nu lăsăm impresia că domnule... Nu, ne mă am referam capitulat. doar la acea perioadă și un pic după Revoluție. Nu, până în 90 a fost asta și a mai fost reacția strict pe perioada Revoluției și imediat după, o negare a tot ce înseamnă muzică ușoară. Primii doi ani... Și ăsta e un capitol pe care vreau să... Au tăiat-o da. Vreau să intrăm în el, dar mai am un pic din, okay. din, să okay. zic, din trecut. Apropo de revistă, ați scris la săptămână. Da din 82. Ce însemna colaborarea cu săptămâna sau care era dealul cu uh, Vadim Tudor, nu? Uh, și Eugen nu, Barbu? Nu, uh, dealul a fost, uh, ai spus bine, uh, Vadim mi-a fost coleg de facultate. El a făcut sociologie, o psihologie. Ne știam din facultate. Uh, Ne-am și împrietenit puțin, am fost și la nunta lui chiar dacă aveam viziuni total diferite despre viață și despre orice, el era și ușor antisemit, nu ușor, chiar mai mult. Ne-am contrat în multe chestii, dar era o relație foarte specială între noi. Și o spun fără nicio reținere. El mi-a spus când eram eu la, în Jupiter la Paradis, aveam discotecă și a venit acolo la mine și Băi Andrei, când termin tu aici? Ce să termin? asta cu ce faci tu aici? păi, în toamnă. Să fii la mine că vreau să scrii la săptămână. Știam că scrie acolo Florin Silviu Sulescu și mai era, fusese până atunci Aurel Gherghel. Eu știam pe amândoi foarte bine, am mai scris și George Stanca. Din păcate toți pe care i-am amintit au murit, așa că nu o să zic mai mult decât că oamenii erau acolo. Și zic, bă, nu, are, Florin. Nu, domne, o să scrii și tu. Zic, Cornel, mai vedem. Și m-a sunat din nou când am ajuns în București și m-am trezit cu telefonul. Nu de de cuvânt? Da, nu, nu, nu și a zis, vino de... la redacție. La redacție lucra Ileana Lucaciu. Ileana Lucaciu, pe lângă faptul că e un critic foarte bun de teatru și film, era soția lui Bogdan Lucaciu, colegul meu de facultate, care am făcut și la Spitalul Nou, el era psiholog, psihoterapeut chiar foarte bun și unul dintre cei mai buni. Și am zis, bă, dacă e Ileana acolo, na cu doi oameni pe care știu, mă pot duce. M-am dus, păi să faci o rubrică, fac o rubrică, am scris, eu nu aveam chestia asta. Și nici nu mă consider un om care are condei. Dar știam să mă informez și asta a contat. O vreme am scris în paralel. A scris și Florin, am scris și eu. Uh, am venit cu ideea să facem traducere din uh, istoria Beatles. Băi, e complicat. Dumnezeu, eu o, o, o fac, Istoria scrisă de... Era o carte despre Beatles, o carte americană, pe care o am și acum, și pe care am zis să o traduc împreună cu uh, Gabriela soția, regretată a soția lui Vasile. Și au zis să ia domne hai să vii, fă câteva episoade și vedem. Domne, a fost pentru mine cea mai mare satisfacție. Pe lângă faptul că făceam rubrică, dar asta că am avut serial Beatles în săptămâna, pentru mine a fost lovitura a vieții. Nu mi imaginam că o să reușesc. Eugen Barbu, n-am vorbit cu el mai mult de 10 ori în total, deși stătea la doi pași de mine, pe Ana Ipătescu, puțin mai sus. Ne vedeam foarte des, dar nu vorbea cu mine. Și singura dată când a vorbit a fost când a primit o scrisoare de la un cineva care mă reclama că ăsta nu mai e cu chestii de-astea cu străini, că, adică era o turnătorie, am scrisoarea așa acum. Și atunci a decis că de acum încolo scrii numai tu. Deci reacția lui a fost exact inversă, știind de unde a venit scrisoarea. Adică scrisoarea venea din partea uh, ailaltă. Și atunci am zis, domnule, nu vreau să fie așa, adică lăsați-l. Nu, domnule, am zis gata, nu, nu discuta. Când a zis gata, gata era. Paradoxal, mie mi s-a pus pe cetea de către unii. Și, din păcate, pățesc și acum, din când în când, ai scris la săptămâna, a, păi ăla era ziarul securității. Într-adevăr, acolo erau multe articole anti-Europa Liberă, anti-cutare, se rățoia ăsta la Dinescu, se rățoia la toată lumea. Pentru că asta era structura oamenilor. Dar asta era publicația uh, municipiului. Ba mai mult, am avut almanach trei ani la rând sau patru ani la rând, în care eu am scris știi cât? 20-30 de pagini de almanach De Almanach. Da. Ale mele erau toate. Cu informații, cu cronici, cu... Am scris, mi-a zis, el mi-a zis, bă, dacă nu scrii despre Savoi, nu mai scrii nimic. Scriu, domne, și despre Savoi, dacă vei, vei... Apropo de Savoi, care este părerea noastră despre Savoi? Ca și mai psiholog sau ca... nu, nu știu de ce ziceți așa, pentru că cel puțin una, dintre piese, aceea no, no, cu no, no, glumesc, glumesc. cu versurile, mi se par senzaționale. Are, are, foarte multe și multe sunt scrise pe versurile lui uh, Vadim. Da, dar asta nu e scrisă de, chiar de Maria Nistor, Care? Cu aurie prea mult în verighete. Nu, nu mai știu care sunt uh, repertoriul lui de acum. Deci, mi se pare de, foarte, uh, are zeci de, prolific. zeci de discuri. Deci, este? extraordinar de prolific. Adică, nu știu, chiar dacă chiar a fost de curând un scandal, că uh, au fost nemulțumiți că sunt parodiați pe televizor. Da. Am citit asta. Dar, ca uh, versuri, ca muzică. Nu, mie, nu el, el a produs muzică să... foarte se bună de-a lungul anilor. Foarte uh, bun. Uh, Ușor de suetă, în raport cu cele două direcții. Că tot ai amintit de rock. Că da. oamenii au zis că nu-i nici rock, dar nu nici chiar muzică ușoară. Adică era nu. între mijloc. Păi da, da, dar mi se pare că e muzică de ascultat. Exact. Nu? Și, și chiar dacă arată. Adică eu nu, Bine, nu știu. Cum, acum nu mai punem problema, cum arătăm la 70 de ani. Gândește-te că vorbim de da, acum 30 muzica de ani. De mi se pare foarte bună? Adică... Faceau case pline. Savoiu făcea casă plină oriunde se ducea în România. Oriunde că au mers cu Mirabela, că au mers cu Angela uh, sau că s-au dus singuri, ei au avut casă plină peste tot. Deci nu le poate nega nimeni asta. Uh, apropo de Savoi, uh, uh, Cornel a fost supărat pe mine că uh, nu scriam sau că la un moment dat în top era pe primul loc holograful că, na, așa s-a așa nimerit și că piesa pe care era pe versurile lui cu Savoi era pe șapte sau pe opt și mi-a făcut scandal acest scandal eu l-am uitat, dar l-am găsit în actele. El avea personal ceva. Păi da, el era prieten cu ăla. După aia, după Revoluție, m-a atacat frontal pe chestia asta, că eu sunt cu oia, cu Bitman, care nu știu ce, voi minoritari, faceți între voi și pe românii verzi nu-i lăsați <laughs> să iasă ia față. Și, da, credeți că făcea, credea 100% în ce spunea sau avea o grad totuși de nu știu, făcea așa de că salt poza, in banc. Da. O parte. Adică știa așa ce e. spun, no. adică știa Ai că exager, corect, da. Adică Jumate era așa. Că nu, nu, nu era un om prost în niciun caz. No, no, o enciclopedie. Era așa, și nu o cred că un om era. de genul, de factura aceea nu avea și un fel de ironie sau ceva, adică Bala. chiar am senzația că era asumat când exagera. Da, adică da, nu da, cred da. că era un pic, adică când zicea asta... Era istrionic, lui plăcea să facă show. Era nepotiț să o? facă show Adică, dacă îți dai seama, dacă la. Uh, bun, am fost la el acasă, a fost la mine acasă, a dus mamei, a făcut cadou carte, uh, uh, am avut niște conversații chiar culmea cu aimei, a discutat despre ce înseamnă să fii ungur, evreu și mai știu eu ce, și uh, el care era oficial dușmanul, dușmanul, <laughs> și el vorbea cu o tandrețe și cu o căldură de neimaginat. În intimitate. Da. Și atunci ziceai, zic, băi. Care e adevăratul? Când am văzut dosarul din CNSA, unde eram amândoi ascultați și unde el îmi reproșea că nu-i bag băia în top, aia am aflat-o de acolo. Că ah. am uitat. Păi, <laughs> ne-ai că nu minte așa ceva. <laughs> și scrie acolo. Să-i baci pe aia un top, că nu știu ce, că te omor. <laughs> și zic, dar ce are. Bă? Adică, și dacă holograful era mai iubit decât. sapoi, cel puțin, în publicul pe care îl aveam acolo. Na. Uh, îți dai seama că el știa și oricine și nu-și imagina că eu fac numai pe bază de scrisori. Faceam cum credeam eu să iasă bine. Gândește-te că era singurul top în care apărea nume, prenume, dată informație despre trupele străine. Că eu dădeam un clasament românesc și unul străin. Și numele străine erau scrise corect tocmai ca lumea să știe. Era singurul loc unde în presa română puteai să vezi uh, noutățile care ieșeau pe piață în Occident. Eu ascultam acolo și că o propun pe asta, o propun pe asta și propuneam de la mine, doar nu-ți imaginezi că venea cineva să-mi spună ce să scriu acolo. Nu s-au băgat peste mine. Vreau să vă întreb un lucru mai puțin cunoscut pe care eu l-am întâlnit pe internet, am dat singur de el, Uh, cred că a fost un moment când, în urma unui schimb cultural româno-american, a venit cel puțin una-două trupe mari din America. Și cred că a fost Earth, Wind and Fire la București. Ați văzut sau ați auzit ceva de acest eveniment? Eu am întâlnit pe... Știu liste, despre el, dar nu, eu -am știți, nu Știu despre el, dar nu am fost. Există o filmare pe internet Știu. de la... Cred că a fost undeva gen sala Palatului unde și sunt înregistrări din ambasada americană cu membrii trupelor care comentau de percepția lor filmul este foarte liber, adică este filmat de americani pentru iuzul ah, lor dar nu ce an este undeva anii 70 pentru, probabil în perioada de deschidere și de apropiere da. de România-America au zis hai să trimitem în România și ceva reprezentativ de la noi și din rock au ales, cred că sunt a doua trupă, nu mai țin minte, numele, dar cred că una dintre ele a fost asta care era destul de mare. Și m-am uitat, spectacolul a fost primit extraordinar de către public și în a doua seară a avut, cred că două seri, au, a trebuit să oprească spectacolul pentru că lumea s-a ridicat în picioare, s-au ridicat și, și a început... Boia. Nu, că nu, era, nu, nu, nu. A început o mică revoltă spontană. S-a dat foc la niște scaune, sau au niște scaune și securitatea a întrerupt, că despre asta era filmulețul, a întrerupt concertul pentru că putea degenera într-o mini-revoluție. Nu cumva te referi la Blood, Sweat and Tears? Sau Blood, Sweat and Tears. Așa se schimbă treaba. Așa. Tot trei nume, dar sunt alte. Da, 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 da. Ei, la, am fost acolo. Ați fost acolo. Așa, pentru că eu n-am mai la întâlnit. La ai zis în e una și ăștia sunt Și ați fost acolo. Am fost cu ei și la Lido după aia. Și cum... am cum percepeau cu, ei? Am vorbit cu băieții ăștia care erau David Clayton Thomas era una dintre cele mai bune voci din rocul mondial și îl consider și acum ca atare. Ei ce au căutat aici? Păi eu... Deslușiți-mi acest nu, mister. Nu, nu era nevoie. Era într-adevăr o, o inițiativă de a verifica așa cum multă lume se tot minunează cum a fost Boom Town Reds la București. Îți dai seama, trupă de semipunk. Bob Ai, Geldof. Da, dar probabil... Pentru că păi, Bob Geldof avea și el o atitudine politică... Păi, uh, păi da, da. Deschisă. De atunci vorbim. Ei au avut... bumta Town Reds au avut tot cu scandal. Aici a fost... Uh, un moment în care a aruncat ăsta un gong. În, aveau un gong în care a bătut și l-a aruncat în sală și asta a încins spiritele. La blats, frate, Da, 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 da. s și spart câteva geamuri. S-a spart câteva geamuri. Da, 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 și da. a fost întrerupt spectacolul? Nu. Uh, au făcut urât pe final, pe final, adică nu știu dacă l-au scurtat. Eu după aia când am fost cu ei, ăștia erau încântați de ce, de ce? lor li s-a părut că așa trebuie să fie. Ei nu realizau că dacă a venit poliția peste oameni asta e ceva nasol. -am, am încercat noi să le spunem. Eram acolo câțiva de la oameni pe care îi știu de la biblioteca americană și am fost cu ei acolo. Și ei ziceau, dar de ce a venit poliția? a, Ei au trebat americani. I am zis, zic, că nu e voie să facem asta. Și, am văzut că lumea s-a simțit foarte bine. S-a simțit bine, dar nu trebuia să se simtă atât de bine. Era prea mult pentru părerea unora. Da? Dar ei erau încântați să știi. Adică, uh, mi-amintesc că am văzut Am fost în culise și la trupă cu minte de copii, cum au fost uh, 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 The Shorts, Coman Sava. Aia o știi. Da, da, știu. Așa. Ei, și au fost copii, era. Mare hit în 82 și ei au venit la un an diferență. Am încercat să fac un interviu cu ei pentru radio și nu m-am putut, că nu, nu scoteau nimic din ei. Am făcut așa un semi-interviu, copii, na, erau adolescenți, nu știu ce știau ei. Așa că la, la ăștia era așa de cu minte toată lumea, cum a fost și cu Gumbei Dance Band și altele, pe când la ăștia s -a, a fost atmosferă. Procol Harum. Ce, lumea știe că Procol Harum a cântat în București. A cântat, nu? Păi, sigur, Am așa o amintire, nu știu vagă de ce. Păi, au fost trupe bune, cum au fost și trupe bune din Ungaria, care au cântat și au făcut o atmosferă nemaipomenită, și nici ea nu le-a convenit. Că au fost și și în afară de. la București sau în Ardeal. Și în București au fost. Tocmai astăzi zic că au fost unele pe care eu le-am ratat, pentru că, fiind vara sau în început de vară, eu nu mai vedeam nimic. Iar atunci nu era cum e acum, că urlă Facebook-ul de veniți la spectacol. Apărea undeva Pac, și dacă ai fost pe fază, la revedere. Dacă nu, cine să spună. Nu telefon, nu afișe, nu nimic. Asta era marea uh, inspirație a organizatorilor de, de spectacole. Pentru că de multe ori uh, în orașe, mijlocii, nu mici, mijlocii, ajungea să pui un afiș pe un stâlp ca ăla de acolo, într-un anume loc, dacă știai unde să-l pui, și umpleai o sală. Imaginează-ți acum dacă pui un afiș mic undeva și vezi dacă ți se întâmplă ceva, că nu vine nimeni. Deci, atunci era această foame de eveniment. Foame de eveniment. Oamenii voiau să meargă la spectacol peste tot, în toate orașele. Dacă s-a întâmplat odată cu Aurel Mitran să ajungem undeva, cred că Ciuc sau undeva într-un oraș din Ardeal și a trebuit să contramandeze că nu s-a vândut nimic. Pentru că a uitat la să anunțe. Nici măcar n-a avut o foaie A4 să scrie. Și atunci au decis și ai că scriem pe o foaie A4 și punem compact la ora cu tare. Și s-a umplut sala la spectacolul al doilea, că se făcea matineu și seara. Ba era chiar să faci matineu într-un loc și seara în alt oraș. Plecai, montai acolo și făceai seara în alt oraș. Se numeau Pendel, asta era expresia. Am învățat-o da, și -o da, 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 am auzit numele. Făceau da. turneu și cântau într-un oraș și în alt oraș în aceea zi. Era un fiorător, adică pentru artiști este trebuie să avem un respect imens pentru generațiile care au trăit atunci și care mai trăiesc și astăzi și care ar trebui respectați pentru cum s-au străduit. Și nu-i nu vorba aici numai de rock, și muzica ușoară și tot. Gândește-te că de multe ori aceste turnee se făceau un cont unor instituții de stat care nu-și făceau bugetul, nu-și făceau încasări necesare. Și atunci teatrul Tănase sau teatrul Savoi sau teatrul Notara angaja o trupă cu două dansatoare, cu ceva, îi trimitea în țară și își făceau toți banii pentru că spectacolele mergeau mai prost, atunci hai să facem din asta. Și se trăia din muzică și în lumea teatrului. Unii au uitat. Dar asta s-a întâmplat. De-aia zic că uh, mulți spuneau de Almana cu săptămâna și de săptămâna că erau, domne dar s-a vândut în 2-300.000 de, de exemplare. Mie când mi-au spus ăștia, zic, păi și pe mine m-ați plătit ca și cum am scris un singur articol. <laughs> și acum, ce vrea să te plătim ca pe, ca pe un autor de carte? Zic că e 30 de pagini, e ca o carte. Ce tiraje? Da, da, da. Erau niște tiraje incredibile. Păi, Probabil că știi, după Revoluție, evenimentul a apărut în 500.000 de exemplare. Cred că și mai mult, cred că Și 600 chiar s-au dus de în 600.000. Recordul a fost păi vezi, de 600.000. Deci de... rămăsese, apetitul pentru genul ăsta de consum a rămas. Oamenii cumpărau, că aveau nevoie, Domne, să fie puțin divers, să nu vezi aia iar cu poze, cu Ceaușescu și cu asta. Într-un almanach era loc să bagi chestii de-astea politice în 10 pagini și restul era... BTT-ul scotea un almanac foarte mișto și plin de informații agreabile și divertisment și tot. Și acolo am scris de nu știu câte ori. Dar astea erau găselnițe ale oamenilor care erau pe funcții și care mai aveau și creier. Că trebuia să știi să te strecori pe lângă cenzură. Vorbim de muzică și percepția ei. Care este percepția dumneavoastră legată de uh, Cenaclu Flacăra? Cum îl judecați? Pentru că vorbim de spectacol, de, cum ați zis, ceva mai mare, instrumente, scule, artificii, nu știu, public mult. Public mult, da. Ce a însemnat? Nu, sincer, nu. Poate a fost o prostie, nu știu, sau a fost ceva genial, nu știu. Care este opinia noastră? Pentru că ați simțit-o foarte bine fiind în, în perioada respectivă? Ați mers la concerte? Cred că de două ori. Și am fost dată, să știți. Cel mult de două ori, dar din mai multe motive. Chiar vă rog să detaliați. Am, 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 am fost în paralel cu existența Cenacului, pentru că Cenacul s-a născut chiar acolo lângă mine, 73-74, pe Slătineanu, și eu stăteam în uh, Romană, deci știam și locul unde a pornit la drum. Îi cunoșteam pe oamenii care au fost fondatorii pe Moțu, pe cei care erau la început, cu Adrian Păunescu n-am avut conexiuni decât foarte târziu și atunci eram în competiție deja, chiar dacă aveam aceleași inițiale. Competiție adică, ideologică sau vă referiți la... ajungeam așa departe, nici nu mi-aș fi permis <laughs> să merg așa departe. de competiție? De păi competiție artistică, adică el era prezentator și moderator al propriului program, nu? Da, da. El avea cenacul Flacăra, de exemplu, la Costinești, pe platforma de lângă Forum și eu făceam discotecă vis-a-vis -vis la 150 de metri la Vox Maris. Eu aveam, să zicem, 1000 de oameni, el avea 500, deci era o competiție, nu? Ah, chiar era. <laughs> Până când a făcut acele stadioane, nu? Păi nu, asta a fost conjuntura. Partea... Da, da Nu, no, da. stadioanele au fost justificate. Eu am fost la una din întâmplări care a fost la Costinești, la Teatru de Vară. Atunci chiar am stat mai mult pentru că a fost și Victor, era, o... era rețeta bună de tot a Cenaclului. Și am mai fost odată la sala Palatului, nu la, nu, la Polivalent. Da, da, la Victor Socaș, sigur că da. Brașovean de al meu, de altfel și care a debutat în București tot la Casa Studenților și tot într-un program de-al meu. Deci sunt cu oamenii din Cenaclu, am legături în afara Cenaclului. Și cu Doru Stănculescu, și cu Victor, și cu Vali, aproape cu toți, în diverse conjuncturi, dar nu în interior, ci în exterior. Și pormă primeam foarte multe mesaje în perioada 82-83 până la interdicția Cenaclului, probabil că știi că ele se dădeau la radio. Adică era un must, nu că Eu nu știam. își propunea radioul să dea. Era stabilit prin documente că are loc Cenaclu luni sau marți sau duminică, când au fi fost, și joi seara se dădea, era un redactor acreditat special din partea redacției muzicale, care se ocupa de montare de tot și se dădea la radio. Deci Cenaclu se difuza la radio. Soto. Pentru că era o formă de expresie artistică a ideologiei sistemului sau... Dacă n-ar fi fost, probabil că nu, nu o dădeau. Nu era tot timpul așa, adică lumea percepe și aici în alb și negru. Eu zic că el prin textele pe care le avea și prin modul în care le punea în valoare, erau foarte multe poezii pe care dacă vrei să le privești lucid, poți să spui că erau împotriva regimului. Sunt și altele care, probabil că puse pasă în față, fac un tot un sandviș agreabil și suportabil pentru unii și pentru alții. El a avut meritul ăsta de a aduce lângă el foarte mulți oameni de muzică foarte talentați. Acum, discuția este, o fi făcut bine că i-a pus să cânte piesele lui sau că era mai bine să-i lase să zburde în voia lor. Pentru că sunt unii care, după ani de zile, s-au plâns puțin. Alții care și-au făcut cariera, au intrat în lumea muzicii și au rămas în lumea muzicii datorită prezenței în Cenaclu Flacăra. Deci pentru mulți artiști, dacă nu chiar pentru toți, pentru că sunt unii care știi bine, au plecat de vreme de acolo. Sunt câteva nume importante. Uite, de exemplu, un nume care n-a vrut să fie acolo a fost un Andrieș. Și care totuși e un om care are peste 100 de discurs scoase. Și e un fenomen. Alții care au stat până la Ultima clipă. Adică au stat și după 90, când s-a făcut totuși iubirea și toate celelalte. Au stat și până în 85, când s-a interzis. Și Florian Pitiș. Și Moțu? Până... Moțu a fost prieten cu el. Dar să știi că și ei s-au contrat. Deci, Moțu piti a stat, dar au fost. Moțu a fost printre primii. Deci, Moțu, Anda, Tufaru, toți oamenii ăștia au fost la începuturi. Uh, Tudor Gheorghe, adică sunt oameni care au rămas în fenomenul muzical, au rămas în fenomenul cultural, au rămas în memoria oamenilor, dar nu neapărat dependenți de Adrian Păunescu. Adrian Păunescu a însemnat și o platformă. În clipa în care au ajuns mișcarea asta atât de mare, încât erau 5.000 sau 10.000 de oameni, probabil că pe de-o parte i-a deranjat pe unii, Implicit i-a deranjat și pe alții. Percepția mea era că era mai mult decât era necesar. Felul în care făcea el cu alinierea lor acolo pe scenă, că îi ținea acolo, nu, nu, ei nu stăteau pe scenă că își doreau ei să stea. Hai, era parte din conceptul lui. Da, 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 el așa gândea spectacolul. Deci, eu, eu îi cunosc pe oamenii ăștia. Am avut aproape cu fiecare interviuri separate și știu exact că nu erau foarte încântați că trebuie să stea 5, 6, 7 ore pe scaun acolo. Când îi venea lui, zice, acum când tu. Acum du-te și tu și acompaniază-l. Sunt oameni care au fost fericiți și după aia să nu uităm că, din punct de vedere material, a contat enorm. Era o vorba de o sumă de 500 și pe spectacol, ceea ce e imens. 500 de lei da. pe spectacol și puteau să aibă... Puteau să aibă și 10 pe lună. Deci era o sumă foarte mare. Să nu crezi că n-a contat asta. Adică ei vorbesc mai rar despre asta, dar eu îmi permit să spun că eu îi văd de afară. N-am a fost dependent de Cenaclu, n-am fost fan, n-am avut beneficii, n-am avut supărări, nimic. Am fost unul care a urmărit fenomenul cu detașare, pentru că îmi plăcea muzica, îmi plăceau foarte mulți oameni care s-au lansat acolo. Gândește-te că pe Nicu și pe toți ăștia eu am cunoscut înainte de a ajunge la Cenaclu. Pe Nicu Alifantis, de exemplu, nu uita că exista primăvara baladelor. În București, primăvara baladelor se petrecea chiar în aula facultății de drept, unde eu aveam facultatea. Adică dreptul și psihologia erau în aceeași clădire. Vreau să vă întreb de Adrian Păunescu, dacă nu este mai pervers decât Vadim Tudor. În demersul său, așa zis cultural, muzical, adică se folosea de acest cenaclu pentru a strecura mesajele sistemului și în același timp aș strecura, nu știu, poeziile lui despre libertate sau care este motivarea lui de a face așa ceva? Eu cred că aici e vorba de personalitatea lui, care nu e una simplă, nu era una deloc simplă. Aș putea să spun acum că cunoscându-i pe Cornel îl cunosc mai bine, dar chiar Cornel a recunoscut că Adrian e mult mai talentat decât el în ceea ce privește poezia. De altfel, este un om care a produs poezie în cantități uriașe. Da, e, era chiar o glumă, adică la un moment da, da. era în kilograme poezie da. și nu știu eu, dacă... Eu fiind un mare consumator de poezie, dar trebuie să recunosc că un versificator de talentul lui nu da. prea găsești da, versificator e bine spus. Uh, le, le lega bine, așa este. Da. Uh, uh. Și, și ușurința cu care făcea. Pentru că el vedea o situație, urmărea o fază și imediat îți făcea ceva legat de ea. Nu, nu, știu neapărat dacă o făcea bine. Păi asta vreau să spun că și ușurința în a versifica nu înseamnă că dă și o greutate versurilor. De acord. Și mi apăr... Eu am încercat să citesc, chiar am, nu sunt pasionat de Adrian Păunescu, dar aveam o uh, carte undeva acolo unde vă spuneam că mergeam la căsuța familiei și am, chiar am avut ocazia să răsfăiesc una dintre cărțile sau două dintre cărțile de poezie mai liniște și fără și cu detașare adică ne fiind pasionat de carte, dar dacă tot eram acolo la munte undeva, plouă și, și mi s-a părut că nu era plină de miez. Adică, da, suna bine ca versificație, suna bine, dar nu avea o profuziune. Adică asta e ce am perceput eu și nu cred că este un mare poet al României. Nu mi se pare. Din ce am văzut, eu acord nu. dreptul de a se pronunța în direcția asta a oamenilor care se pricep. Unii îl consideră unul dintre cei mai mari, alții Spun cam ca tine. Deci nu, nici nu uh, are importanță din punct de vedere al uh, percepției mele pentru că eu nu sunt în sfera asta ca receptor, ci eu recepționez uh, mesajul global. Uh, tu ai pus o întrebare foarte uh, Ca producător, uh, da. Adrian Ponesu, ca producător de eveniment. Da, aici, asta mă interesează opinia aici el, el a știut să, să facă uh, vandabil un produs care... În alt context era foarte greu să se întâmple. Adică Produsul fiind un spectacol nu, mare. Astea grandioase, în care oamenii nu erau obligați să, să facă vină. și nici să vină și nici să facă. Nici să facă. În alte spectacole grandioase erau și obligați să vină și să facă. Tu n-ai prins epoca... Dar pot să spun că erau astea de 1 mai și de 23 august. Că am fost, nu, am prins câțiva, am prins, la cartoane am fost și eu la ochiul stâng lui Ceaușescu. Da? Am, da, am da. prins niște Eu am fost vesti. o frunză. Ați fost frunză, eu cred da. că eram la ochi, nu mai știu da. exact, e, dar deci... a fost deci... o sprânceană? Am fost <laughs> ceva. eu și ca sportiv am fost obligat să defilez și, pe urmă, în liceu am prins un moment în care trebuia să, fim, să ne ghemuim și să devenim o frunză. Și dacă lipsea unul, era un scandal monstru. E, el nu făcea cu convocator. S-a făcut o reclamă pe glob foarte bună la, cred că o telefonie mobilă cu un nord corean. Era la un produs occidental, da. Reclama teoretic se întâmpla în Corea de Nord și da. nu-i sună telefonul, și când se face portretul liderului Maxim, îi lipseau în dinte și era chiar... Omul, omul care omul, stătea da, acasă. a întârziat și asta era acum. Păi, deci. păi nu, dar cam așa e. Păi cam da. așa era. Și mai ales că ei stăteau acolo sus și se uitau. Păi <laughs> da, că da, când și întregul, îți dă dai seama că Corect. nu simțeai că lipsea păi, unul. La, la el trebuie să recunosc că eu am admirat puterea. O forță rar întâlnită, să știi. Poate să-ți fie simpatic sau nu. Poate să-ți fie antipatic sau nu, dar el avea o forță de a ține acele 5.000 de persoane într-o liniște sau zgomot, după cum, a, cum își dorea. Eu nu spun că era modelul meu. Adică, eu fiind și, eu, din când în când, și om de scenă, că am prezentat, nu știu, o mie de spectacole sau câte ori fi fost. Aveam altă modalitate, dar l-am admirat și am fost atent la ce face și probabil că ai văzut și tu filmele cu Cenaclu Flacăra unde avea această calitate de a-i face pe oameni să fie atenți. Ei nu cântau că-i obliga, îi determina, da îi determina pe aia, pe toți. Da, păi 1010 da, câți da, erau? Da, 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 și cântau la unison. Cântau totul, totul uite-te da. la fețele lor. Eu cunosc oameni care dacă am spune acum că nu ne-a plăcut Cenacul Flacăra ar fi foarte supărați, foarte supărați. Gândește-te că au apărut, nu știu, deja vreo 10 albume cu Cenacul Flacăra, pe lângă faptul că eu până la urmă am ajuns la o relație cât se poate de elegantă cu Andrei, cu tizul meu Păunescu, deși o vreme nu ne-am agreat din vari motive, dar sunt ușor de intuit că suntem totuși de abordări diferite ale vieții. Dar am zis, zic, domnule, omul face muzică, face poezie, își idolatrizează tatăl, este normal să-l să susțin și să-l ajut să facă ceea ce își dorește. Deci când am putut, l-am promovat. Dar noi, generația mea, de exemplu, și oameni pe care îi știu eu, sunt foarte puțini cei care mergeau la cenaclu. Tot așa, cum cunosc foarte mulți care erau implicați. De aia spun că am o percepție total diferită de altă lume, pentru că îmi pot permite să spun, da, domnule, unele lucruri mi-au plăcut din ce au oferit, adică părți din spectacolele respective, nu-mi plăcea nici treaba asta că îi ținea pe oamenii acolo, nu-mi plăcea nici faptul că le impunea, avea acolo unul sau doi de ăștia strong care, dacă nu făcea ce trebuia, îi admunestau. Serios? Da, da, da. Sunt faze pe care le știu de la vali, uh, Unii erau preferații lui pentru că erau ușor yes -men, alții nu erau preferații lui pentru că nu, erau no -men. Deci asta se știe. Și când zic se știe, eu știu de la ei și probabil că ei între ei le știu mult mai bine. Dar am apreciat, de exemplu, cu un Nico Alifantis care a cântat acolo. N-a negat niciodată perioada aia, dar S-a dezis de restul. Deci sunt unii care au rămas fidel și au mers în continuare. Gândește-te câte nume s-au lansat acolo. Dar tot atât de multe nume, ziceai că o să vorbim altă dată, s-au lansat și la un bun. Deci, aia e de după 90. Care e invenția lui Victor și a mea. Deci, da. nici unul din noi nu eram pe UNESCO. Dar a fost pe UNESCO prezent și eu am avut ocazia să-l prezint pe el. El pe mine nu, dar eu pe el l-am prezentat și nu-mi pare rău pentru că uh, face parte din ecuația culturală a acestor 50 de ani despre care vorbim noi acum în diverse forme. Așa că nu-l poți nega. Poți să-l placi sau să nu-l placi, dar nu-l poți nega. Mergând până acolo încât la un moment dat uh, cineva mi-a reproșat că de ce nu l-am invitat în emisiune. Și eu chiar am vrut. Chiar am vrut. Dacă, vorba aia, dacă am stat 5 ore cu Pitiș, uh, cu Piersic, de exemplu, am stat până la 5 fără ceva și el a zis că să stăm și în timpul știrilor. Adică se termina emisiunea și el a zis, păi Andrei, eu mai stau. Stai puțin, că nu, nu, se mai poate. A trebuit să, să oprească ăla de la butoane. Deci, cu Florin, știi bine că. asta este omul. Dar eu nu l-am invitat pentru că știam că noi comunicăm greu, noi doi suntem incompatibili. Asta e, Am simțit asta. Poate că am greșit, poate că nu am. Uh, culmea este că uh, am concurat, am dat concurs în 2002 pentru emisiunea pe care o fac acum. Și el a fost contracandidatul meu. Au mai fost și alți cinci? Da? da, da, știu. da. Noi am concurat cinci proiecte pentru emisiunea de vineri noapte. Și el era printre contracandidați. Zai sa că -am, am fost mândru că am luat eu și. dar probabil că el nu a agreat foarte mult. Cert este că pentru anii 70 până spre 80 și ceva a fost o rampă foarte bună de lansat. Pentru că acum nu are importanță că el circula prin țară grație relațiilor cu prim-secretarii, cu... și am auzit o grămadă de povești. Deloc agreabile, dar. Cu porci, și cu toți da, Cu toate alea. Mi le au spus oamenii, poate să fabuleze oricare. Dar faptul că el circula prin țară și mergea la Baia Mare, mergea la Suceava, mergea la Timișoara, mergea. Peste tot de acolo au răsărit oameni, care altfel poate că nu ajungeau niciodată în urechile noastre, în ochii noștri și așa au apărut talente reale au fost și unii care n-au fost talente reale, au fost și unii care au fost și au rămas. Deci pentru asta eu îl apreciez. despre poezie și despre Nu mă nu asta, interesa asta. Nu vorbim nu, pentru că noi nu, nu, noi, e, nu, nu dar suntem niciunul avizați. Nici nu mă să mă interesa. De exemplu, partea tehnică. Da. De, la, de la Cenaclu. Era totuși o realizare, nu? Pentru era, că... era o investiție, era... în primul rând, erau niște bănuți și băgați și în asta. Era spectacol zi cu noapte. Da, și da, da. trebuie, adică e un anumit profil de lumini noaptea. De... uite, băiatul ăsta despre care spuneam de Croco și alții, sunt foarte mulți tehnici buni care au mers cu Cenaclu. Gândește-te că el a reușit să atragă în Cenaclu și pe Cristi Minculescu care a cântat uh, cu, chiar cu Andrei Păunescu împreună. Uh, a atras și lumea rocului în anumite conjuncturi. Sigur, nu, nu era zona lui de preferință, pentru că rocării mai greu acceptă să li se spună, domne, cânți pe versurile mele. Dar uh, i-a atras și pe ei pentru că el simțea, avea stofă de uh, om de scenă și știa cum să facă să. Ține lumea acolo. Nu e ușor să ții lumea 6-7 ore. Îți dai seama ce maratoane se făceau. Și avea niște tehnici cu porumbeii pe care îi țineam noi mână și eliberat. Adică era un calcul foarte bun din punct de vedere. Producție. Da, știa să facă acest lucru și asta e mare lucru, pentru că uh, noi n-am avut mulți oameni care să aibă forța asta a scenei. Și o viziune mai largă, până Absolut. la urmă. El, când și-a imaginat acele spectacole, de la imaginație la a le pune în practică, aici e marele efort, ca așa, mulți avem planuri, dar da, a da. reușit și pentru perioada respectivă. Dar de ce, uh, nu știu, credeți că securitatea s-a speriat că ar putea degenera spectacolele? Cine? A blocat. cine a zis gata. Eu știu evenimentul acela de la ploiești. De la ploiești da. Da. Credeți că a fost indus a la acest aia... accident sau profitat poate... de el? Cred că mai curând s-a profitat. profitat. Nu, cred că... adică nu știu să-i pună capăt și a fost un prilej ca atunci când vrei să te desparti, găsești cel mai mic motiv de fapt. Cred că asta a fost. Cred că au fost destui băieți care l-au mușcat de fund din ăștia de meserie care asta fac ca profesie. Uh, și cred că s-a profitat E prea mult să credem că a fost un scenariu pus la punct că, Păi hai să aranjăm o seară să fie prăpăd uh, Să iasă cu victime și pe urmă îl oprim Nu, nu cred că era atâta subtilitate pe acolo Dar au profitat de context Și probabil că cineva a zis Măi, deja e cam mult, e mult mai iubit decât voi Că asta era în fond miza, în zona paranoiei E. ecuația este cine pe cine iubește mai mult și cine are mai mulți admiratori. Din păcate asta s-a extins acum grație Facebook-ului la toată populația globului, adică acum toată lumea își numără propria imagine și o raportează la numărul de like-uri. Atunci nu aveai cum să dai like și atunci erau niște tovarăși care îți spuneau, Tof Unescu este iubit de... ați văzut? Aoleu! Să iasă să dispară. Presupun. Nu, nu știu dacă așa a fost, dar cert este că uh, și azi întâlnesc oameni, uh, de exemplu dacă dau o piesă din lumea folcului și chiar din perioada cenaclului, uh, clar vor fi 10-15 reacții, vai ce bine ce mi-amintesc când mergeam eu la... N-am scăpat decât două spectacole. Sunt unii care au mers după el, prin țară. Se duceau după el peste tot să vadă cenaclul care era influența lui Nicolae Ceaușescu asupra muzicii, asupra a existat o intervenție a lui Nicu Ceaușescu în favoarea sau în defavoarea de, de Nicu Ceaușescu, de fiul, da, care de era, fiul. Considerat, nu, uh, nu că era considerat Nu, era posibilul sau succesor, urmașul, urmașul, dar care era mai luminat pentru că era mai tânăr. Da. Eu asta țin minte că la bloc, la noi copii, asta spuneau. Au zis să și ei la Paris, probabil, dar dădeam de mai departe. Dacă ar veni Nicu Ceaușescu, adică să nu-l să dea jos pe Ceaușescu, să se retragă Ceaușescu, să-l lase pe Nicu, ar fi toată țara plină de discoteci. E asta vă spun, Bun, eu țin mintea. Nu, nu, era imaginea Era, adică e, a existat o influență al lui Nicu Ceaușescu asupra. Nu, nu, era, nu era imaginea. Nu, nu sună. Că ar fi fost... Nu știu dacă era plină de discoteci, dar sigur alea care erau rămâneau deschise. Asta sigur. <laughs> nu, aici pot să spun așa că, în primul rând, poziția lui de prim secretar la CCUTC îl făcea șeful meu așa, cu atât p mai mult De ce era, era șeful ptt ului așa, ptt ul făcea a. parte din această Aha. structură era partea cultural-turistică a UTC-ului uh, omul a venit la Costinești UTC-ul fiind Uniunea Tineretului, tineretului comunist, comunist pentru da. cineva care -a născut. Da, da, da. da am uitat, după revoluție. Eu, eu n-am fost nici măcar membru de partid, dar mi să, să <laughs> Nu, stiu. dar sunt probabil niște tineri da, care corect, nu... Corect, sunt corect. Dar, nu, e bine că ai precizat. Da, da. Deci asta era organizația tineretului care ar trebui, trebui să existe și astăzi sub forma lui capitalistă. Adică să existe organizații de tineret care să se ocupe de soarta da. tinerilor, dar nu în tip nu comunist, există. ci da, de tip capitalist. Capitalist, da. Uniunea Tineretului tot utc ce ar fi. Uniunea Tineretului Capitalist. Capitalist. Deci, deci păstrați numele și da. folosiți conținutul. <laughs> <laughs> Însă, uh, Nicu Ceaușescu are niște merite pe care lumea nu prea îi le spune, eu de câte ori am ocazia să subliniez, pentru că el a fost cel care a dat aprobări, pentru că totul stă în semnături, știi foarte bine, în toate domeniile. Foarte uh, important acest răspuns al dumneavoastră. Uh, <laughs> uh, pentru achiziționarea instalației de la Costinești n-am fi avut scule acolo pentru achiziționarea instalației de sunet pentru trupa care cânta încă din 70, de exemplu, trupa Amicii a avut instalație pe bază de aprobare, chiar și un microbuz, ca să poată să se deplaseze prin țară. Pentru bazele despre care vorbeam, Bușteni, Pârâul Șuior și altele, au fost toate discotecile dotate cu scule. Cu scule de unde? Pe bază de aprobare. Sculele de la Disco Ring și de la Vox Maris erau de competiție, adică erau scule valabile la orice discotecă din Occident. Au Avem fost... un ordin de mărime ca sumă, așa, o, ei, să nu, ne facem o idee. Nu, ideea, nu, nu. zis că nici la banii mei nu da, pot să-ți dau sume. Dar eram de... curios, doamne, 50.000 de dolari. Sau Costau o sută, mult. Sau... mult, Cost... mult. Gândește-te că erau boxele alea imense la Disco Ring. Toată instalația aia este pe bază de contract cu o firmă germană. La Vox Maris la fel. Au fost pe vremea aia la începuturi, eram încântați că aveam acolo difuzoare, boxe din acord care sunau excepțional și cu microfoane șur, deci toate astea erau pe bază de semnăturii lui. El când venea în Costinești, sigur că erau țuțări care, au leu, vine tofnicul. Băiatul știi ce făcea? Intra în stațiune în capătul din nord, pentru că acolo era vila oficială, și venea pe jos, sigur, cu însoțitorii la o oarecare distanță, ori în slab și ochelari și fără costru. doar în slip, ori cu un short, ori cu un pantalon și făcea tot traseul și evident că asculta radio vacanța că eram pe acolo. Odată n-a spus ceva. În schimb o singură dată a vrut să intre. Așa. Și uh, eu eram în studio și vorbeam la microfon, deci nu nu l-am văzut. Uh, prietenul Mihai Constantinescu în schimb l-a văzut și noi aveam acolo o chestie de asta uh, cu nu erau gratii, erau o de asta de sârmă sau ceva, ca să nu intre lumea peste noi și scria acolo interzis accesul persoanelor străine și interzis accesul persoanelor străine și a înținută de plajă. Ăsta era înținută de plajă. Și ăsta s-a dus acolo, ăsta vrea să intre și zice, tăticu, știi să citești? N-avea de să știe cine e. Îți dai seama, nu știa că e Nicu Ceaușescu. <laughs> și abia după aia a venit directorul stațiunii la vreo 2 metri în spate, că ăștia nu își permiteau să meargă lângă el, logic. Că e ca la musulman, la <laughs> și în față. Și ăsta zice, nu știi să citești? a, mă scuzați. Și a plecat. N-a făcut scandal, n-a zis nimic. Și s-a cărat că a venit după aia directorul și a făcut spume acolo. Băi, sunteți nebuni! Și eu nu înțelegeam, tot gesticulau oamenii acolo și am ieșit din studio, am pus o melo am anunțat o melodie și am venit. Ce? a fost ofnicul. Gata. <laughs> a zis ceva, n-a zis nimic. E, asta e. Și a venit și la discotecă de câteva ori, că am fost întrebat mereu, bă, dar ți-a ți zis ceva? Nu, domnule, o, o singură dată a venit șeful de unitate, el s-a așezat cum e aici la tine, în capătul celălalt. Deci eu eram la pupitru și îl vedeam că stă la masă. Și a venit la mine Nicușor Năxase, probabil că dacă o să afle că povestesc o să se amuze, să-mi spună să pun o melodie. Era ringul plin. Și eu aveam, când m a întrebat cum gândeam programul, aveam anumite șmecherii ale mele, cum fac să se încingă, să se încingă și când îi văd că s-au cam cuplat, băgam repede vreo trei lente imediat una după alta. Nu, făceam cum fac alții, că îi scoți să, să stoarcă. Dați-mi trei exemple de lente. De exemplu, aia pe care a propus-o el era Hello cu Lionel Richie. Așa. După aia băgam Still Loving You cu Scorpions și pe mă dădeam de o, o piesă liniștită din, din sfera uh, pop-rock. ce îmi venea acolo la îndemână? Eu știu, uh, am, am avut într-o seară uh, un uh, dasen cu deci tu nu existe pa, au leșinat vreo trei femei într-o secundă. Deci le asamblam cum nu te aștepți. Că asta e o combinație pe care nu te aștepți. E, și el a venit să-mi ceară să pun hello. Și eu zic, băi, cum să pun hello mă acum? Și zic, băi, Andrei, pune mă că ăsta pleacă pe urmă. Zic, da, dar stric toată seara, că toată lumea era ringul plin. Și încă nu se copseseră pentru da. hello. <laughs> și, și am stat, am stat. Și ăsta, ăsta era... Știam pe Nicușor că ea se supără și l-am lăsat, s-a dus la masă, nu știu ce au vorbit ei, acolo e treaba lor. Ăla a stat, a stat, a stat. La un moment dat s-a ridicat și când am văzut că deja face câțiva pași, atunci i-am pus pe... <laughs> și ce s-a întâmplat cu mulțimea de pering? S-au așezat nas da. în nasă, aia care au rămas fără gagici s-au dus la masă. Că nu, nu era ca acum când stau și atârnă pe margine. Nu, când se punea lentă, imediat profita oamenii. Păi da, lumea atunci asta, de-aia mergea. Nu ca să facă sport și dansau, până când se cuplau. Asta era rostul. Pe mi se pare și mie, de rostul. De acord, da, 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 Alții nu mai gândesc așa. Când am văzut ce se petrece în discoteci post-revoluționare, am zis că nu mai e pentru mine, că m-au întrebat unii, dar de ce nu mai faci? Zic, bă, nu mă regăsesc. Nu e nu cu mine. Eu atunci asta făceam. Eu eram agenție matrimonială. Acum Mulțumesc. nu se mai practică. Deci, uh, omul a stat, după care a făcut așa cu mâna și a plecat. Și, și a făcut de amblaua. Dar n-am vrut să fie Soto, adică acum e în. Da. Au mai fost o seară în care a fost și el, dar el atunci nu l-am văzut. În schimb era băiatul lui Chimir Sen, dacă ai auzit de asta. De Chimir Sen, da, bineînțeles. Ei, dacă Așa. ai auzit de Chimir Sen, da. îți dai seama ce forță era. Băiatul <laughs> da, da, da. era prim secretar UTC la ei. Da, da, da. Și atunci a venit și am fost rugat să, să las să se așeze la, la, masa mea, că era singura masă unde mai erau locuri, că erau alveole. Și la masa mea stăteau două fete, nu neapărat ale mele, dar puteau să fie <laughs> și ale mele. și, erau niște alveole. Și restul totul era ocupat. Și îmi zice Nicușor, zic, lasă-l pe la să stea acolo. Zic, foarte bine, lasă acolo să stea acolo. Păi, băiatul lui Kim il să fie sănătos nici nu, Eu nu, nu eram atent la nimeni Nu lăsăm pe nimeni să urce La mine nu se venea la pupitru Nimeni, nici chelner, nici șef Nici nimeni nu urca la pupitru Asta era o chestie Dacă aveam regla. pistol, îl foloseam <laughs> Dar oricum nu venea nimeni Și când mi-a zis, am zis băie, Ok, dau drumul la muzică Să dansează, să dansează Și băiatul invită pe una din fete Și Să fie sănătos <laughs> A dansat, a dansat și la un moment dat a venit iar un moment de lentă. Și am pus o piesă lentă, nu mai știu care, că nu asta contează acum, ci faptul că băiatul a început să pună mâna dorsal pe ea. Și aia i-a dat o pală. A, un scandal diplomatic așa. Putea să fie, dar probabil că n-a fost atât de tare, eu eram cu ochii pe ei, <laughs> la faze de astea stingeam luminile și lăsam coarțul. Și aveam doar două e, efecte care se plimbau așa prin sală. Efecte luminoase aveam de nota 20, nu de 10. Și nu o să exagerez. N nu aveam eu puterea să umblu la toate. Aveam și baloane. Și tot, tot, ce, tot ce se putea găsi pe piață, eu aveam acolo. Adică, dați drumul la baloane? Baloane din alea de săpun. Exista mașină de. Da, 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 da. da. Foarte nu, am avut dotare, cum au avut foarte puțini. Asta ți-o spun fără nicio exagerare. Și cine, cine a fost acolo îți va confirma. Înteamnă pe stonic cum era. Dar nu puteam eu să umblu la toate, că odată ce eram atent la pupitru, la mixaj, la asta, mai aprinde și de la rac, mai aprinde și de la ăla. Zic, cât, câte mâini să am. Nici și va nu făcea față. Uh -huh. Și atunci am zis, zic, să vedem ce se întâmplă. Aia a venit... Lângă pupitru aici, și mi-a făcut un semn, așa, și a zis că pleacă și s-a cărat. După aia am cerut scuze. Iar ăla s-a dus frumos, s-a așezat la loc, a mai stat 5 minute, au venit doi, probabil că oamenii lui de încredere, și s-au cărat. Eu n-am primit reclamații. Nicușor mi-a zis că, bă, tu știi că i-a dat o Nu știu, domnule, nimic. N-am văzut. Hai să facem niște topuri. Asta e. Aoleu, nu mă băga la. Rapide. Topuri. Ce topuri vrei? Top 3 după dumneavoastră cele mai tari trupe de rock. De unde? Din România. Din România? la noi. Nu, că îi, îi e, bag în Nu, no, mie mi-au plăcut se, în felul se, lor ce mi -a cerut cine, adică mi-a sugerat cineva această direcție. Da. No, nu, 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 fac pentru că e nedrept. Eu am lucrat mult cu holograful Uh, Mi-au fost foarte dragi băieții de la Cargo, am fost prieten cu băieții de la Compact. Uh, trup trupele noi le-am descoperit uh, pe traseu, uh, nu, nu le știam de pe vremea Am fost foarte bun prieten cu Metropolul, cu Bela Radulitu, nici nu știi. O trupă foarte mișto din uh, Oradea și o trupă cu care avea și bilingv. Avea, au scos discuri și în maghiară și în română după aia s-au și mutat în Ungaria celelalte cuvinte prima lor perioadă mie mi s-a părut excepțională mă, au mai schimbat acum au revenit iar la stilul inițial, pro muzica la fel deci ca să spun eu trei care sunt ok când eu am fugit întotdeauna de ideea de a un realizator n-are voie să aibă top, face topuri dar nu are el la lui deci un om care face emisiuni de radio în clipa în care își declară Oficial, simpatia pentru trei nume s-a terminat. Nu mai ai credibilitate. În regulă. În regulă. Mi s-a sugerat nu, nu zi Nu, că cu topuri înseamnă că e mai complicat, prefer păi... să renunț la toate. Păi nu, poți să-mi să spui topurile preferințelor mele occidentale și alea, le pot să spun ori toată ziua. N-am da, reține. Top trei trupe, rock internaționale. Da, îți spun. spun. Uh, le zeppelin, prima, Black Sabbath a doua. Și, hai ca să să fie și ceva mai. Nu, uite, mergem pe Queen, a treia. De cât timp n-ați mai schimbat ordinea asta? Ah, schimb în fiecare dată când vorbesc. <laughs> am înțeles, n-am crezut că. Nu nu nu, din... nu, 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 nu. Tot timpul e schimb. A, am înțeles. Ca, ca să nu pleci uh, nemulțumit. Uh, nu, nu, <laughs> adică... să nemul... Dar am înțeles. Nu, am apreciat că. Nu, asta asta e regulă. Mai... Uh, și eu un sfat și pentru tinerii care fac radio. Nu spuneți ce vă place vă. Puneți ce vă place, dar nu spuneți. E mare lucru. Pune. În clipa în care tu începi să impui gustul tău, asta era și greșeala lui Păunescu, atunci marca ta este și nu mai este publicul. Iar eu vreau ca publicul să fie la care se bucură de deci ce îi dau și nu că el nu trebuie să aibă niciodată senzația că i-am dat ca am vrut eu. Nu, tu mi-ai cerut, eu îți dau. Ca să completăm peisajul muzical de până la revoluție. hai să vorbim un pic despre muzica ușoară așa considerată. Cine au fost uh, eroi, să zic, acestei perioade și uh, cu ce s-au confruntat ei? Adică, nu știu, ne gândim la cine, Cota nu știu, Daminescu, cum îi vedeți în raport cu muzica rock care e clar. Deci au sunt niște acorduri care corespund unui gen care este opinia legată de muzica ușoară? Pentru că știm că după revoluție a fost un recul al muzicii ușoare. Adevărat, adevărat. Dar uh. pentru momentul respectiv ce a reprezentat? Sau cum, cum o vedeți vedeați dumneavoastră muzica ușoară? Așa a zis a anumită muzică ușoară. Da, uh, chiar și denumirea asta a a a nu? Pentru că nu e, nu e corectă. Uh, sigur că italienii foloseau și muzica legera. Dar Am citit de curând nu, niște definiții dar, din limbi străine și nemții, cred că parcă nu. nu dar exact. au folosit și americanii light music, dar nu e ok. Muzica ușoară e pop. Pop. Ăsta este termenul corect. În clipa în care s-a înscăunat termenul ăsta, a generat această privire, așa, muzica ușoară. Oh. S-a ajuns la suprapunerea în percepția generației noi, chiar a era muzica oficială. Astea la alte nu. Pentru că pe asta, asta o Asta era difuzabilă. Da, și da, O difuzau. muzica oficială. Că, ce? Aveam un post de radio și un post de televiziune, nu aveam altceva. Deci, și s-a asociat... E, întotdeauna lumea zicea, a, păi dar ăștia de la muzica ușoară n-au treabă, ei voie orice. Nu era adevărat. Am avut compozitori foarte buni și încă din anii 30-40, nu, nu nu numai în anii comunismului, au fost textieri foarte buni. Gândește-te că s-au făcut texte foarte istețe, ca să se strecoare prin meandrele minților bolnave ale unora de la cenzură. Și cu, astea, cu toate astea s-a făcut. Și au fost cântece frumoase, au fost compozitori de muzică ușoară care au știut să preia poezie clasică sau valorifice. Nu numai folchiștii au luat versuri inteligente. Au luat și cei din muzica ușoară. Mulți dintre textieri, cum era un Maximilian sau un Felea sau un uh, Storin, au făcut versuri foarte mișto, care stau în picioare și astăzi. Asta vreau să întreb, sunt valabile, sunt, sunt de valoare Valabile, sunt valabile și astăzi. Sunt de atunci. Știi că lumea când zice muzică ușoară, are tendința, dacă, mai ales dacă e în presă sau în zona asta, a, ah, păi de asta e perioada pe care o agrea comunismul, muzică din comunism. Nu e adevărat. Muzica ușoară este dinainte de, de pe vremea regelui ce Zavaidoc a trăit în comunism sau asta, toate astea, muzica lăutărească, toate astea sunt o mare familie, oameni care au cântat cu voci bune, noi am avut voci foarte bune și la băieți și la fete, mai mult la fete, e adevărat, dar am avut voci foarte bune în ambele categorii. Și faptul că exista acel festival Mamaia, care a generat emulație în jurul fenomenului muzicii ușoare, până când n-a încercat lumea politică să pună gheara pe ea, că de altfel de ea și dispărut. Știi că a avut un hiatus mare, că au văzut că, domne, stai, ce se întâmplă acolo? Care lume politică? Păi Ceaușescu și ai lui. Au simțit că, domne, și fenomenul cum au ăsta... Și preluat -o? Au tăiat-o, în primul rând. A. A și fost întreruptă. A. Festivalul, festivalul. Fost, festivalul a fost uh, întrerupt. Uh, era un fenomen care atrăgea foarte mult popor și foarte mare atenție. Adică, uh, televiziunea nu dădea niciun sfert din ce se întâmpla acolo, dar teatrul de vară de la Mamaia era full. E un teatru care acum a murit de ani de zile, stă în paragină, nici măcar să-l vezi nu mai poți că e atât de trist ce e acolo. Uh, dar acolo nu vorbim acum numai de generația Angela și Mila Corina și Mirabela, pentru că lumea le știe pe astea trei și le spune. Toate generațiile până acolo, Aurica Andreescu, voci extraordinare care s-au perindat pe scena aia și pe scene în general și care merită și azi atenție. Eu vreau să spun că nu oamenii din generația mea îmi cer cântecele alea. Cei din generația ta și mult mai tineri. Pentru că, uite-mă ce muzică am avut noi asta e muzica ușoară, zic, domne, nu e, e, greșit spus. Am avut o discuție chiar cu Horia Moculescu pe tema asta și mi-a dat dreptate până la urmă și a zis, mă, de ce îi spuneți muzică ușoară? Că tot timpul uh, vă segregați, vă izolați, uh, creați o, un zid în jurul vostru. E muzică pop, domne. Ce faceți voi? E muzică pop. Vă e rușine de termenul ăsta ce are? Așa când spui rock, la fel, oamenii au impresia, zice, bă, ăștia sunt doia. Nu, domne, în rock este marea familie a trupelor care cântă în toate genul. Sigur, dacă vrei să fii un uh, pedant, le iei pe categorii și poți să ajungi la vreo o mie de categorii. De Fiecare care are altă categorie. Și știi bine că sunt dicționare care împart pe categorii. Dar muzica ușoară e o soră mai mică a muzicii italiene. Fără, fără nicio îndoială. Și pentru că muzica italiană ai văzut că a rezistat cu brio șapte de decenii. Muzica italiană, pop, e extraordinară. Păi da, da, aia este. Se ascultă și astăzi la petrecere. Se ascultă și Daci. astăzi. Cum televiziunea noastră n-a vrut să o dea pe uh, Giluela Acincuetti de la Eurovizion, aia a fost câștigătoare de Eurovision în 64. Și femeia aia cântă și astăzi la fel de bine ca atunci. Tot așa cum și astăzi, dacă o iei pe Angela și o pui pe o scenă, va face ca să plină. Și și astăzi, chiar și un dorobanțu face ca să plină și mulți alții. Deci, lumea asociază mereu cu cântecele cu text. Au fost alea, știți voi, cu patriotii. Unii au făcut că au fost obligați, alții au făcut din entuziasm ce n-ai voie să crezi în astea, au, așa cum cred unii într-una, alții au crezut în alta. Ocolești piesele alea, nu le, nu le pui. Și plus că toate cântecele alea de care ți-am zis mai devreme din slagăre mondiale s-au cântat în limba română. Și pentru noi a fost o soluție foarte bună, domne. Din repertoriul Modern Talking, de exemplu. Fetele de la 5 au făcut un disc sau 3 sau Trio Express. Toate au făcut hituri internaționale în limba română. Și se dădeau la radio în voioșie. Și bă, dar parcă seamănă cu ceva. Bad Boys Blue, o auzeai în românește și nu știai de un soi. Și bă, dar asta o știu, o am și eu. Păi da, că e de acolo. A, deci nu e plagiat. Nu e plagiat, dar ei nu scriau acolo nimic. Deci anunțul era, uneori se spunea că e din repertoriu internațional, alteori nu se spunea nimic. Și atunci lumea zicea, a, păi a furat-o. Așa cum tu nu știai de drumurile noastre. Nu, nu e, e același lucru. Zeci de cântece sunt așa. Piața Grande, lui Lucio Dalla a fost cântată de Carmen Mureșan, deci sunt atâtea cânte ce îți dau 100 de titluri că pe astea le țin minte că m-am întâlnit cu ele și atunci și acum de aia spun că muzica ușoară nu trebuie privită ca un rău nu, a fost un sens clar al unui public foarte devotat muzicii publicul din România este extrem de muzical ca populație globală, indiferent de ce etnie avem. Și faptul că oamenii au prins cântecele, unii compuneau mai complicat, alții mai simplu. Un Țeicu, un Dragomir, un uh, Cristinoiu, au făcut șlagări autentice, adică aici nu trebuie să stai să vezi, hai mă să văd dacă, ce vrei să spui că e vreunul care are ceva cu piesa oameni sau cu copacul? Că băiaia ăla e din perioada comunistă. Nu, domne, simbolistica de acolo este mult mai simplă. Dar sigur că da. Tot unguri. Întâmplător. <gătări> Dar nu. Îți da, da. dau pe alții. na. Ței cu e cu oameni. Na, să, să nu zic lumea că trag pe ungur. Nu, a, e, e o realitate. Adică sunt atâtea cântece care înseamnă ceva. Uite, Radu Șerban, prieten drag, e vreun cineva să-mi spună că aia nu e o piesă splendidă? Cântată de Pompidia Stoian. Acum o cheamă Pompidia Lemperle și trăiește în Germania și ascultă emisiunea și îmi trimite mesaje de fiecare dată. Deci, ca să vezi că sunt oameni... Lumița Dobrescu, care trăiește și ea afară. Cerbul de Aur a fost un fenomen al muzicii pop. Cerbul de Aur, 68-69-70. Gândește-te că acolo noi am avut pe un Julio Iglesias, am avut pe Cliff Richard, am adus în țară artiști din domeniu. De ce? Artistul străin era pop și artistul român era muzică ușoară. Din prostia unora care au crezut că așa trebuie să fie, să fie ceva românesc. Nu, domne, noi făceam parte dintr-o mare familie muzicală. Și o greșeală care s-a perpetuat, iată, 50 de ani, și acum vorbim de muzica ușoară ca ce nu Adică, băi, săraci, a făcut muzică ușoară. Dar de ce vorbea Ricky Dandel așa, cu acel accent? Păi că e profesor de engleză. Dar era foarte ciudat. <laughs> <laughs> deci, nu, no, de acord cu tine. No? Ricky mie mi-e foarte drag, îl cunosc de când <laughs> era mic. Nu am denigrat, pur și simplu nu, era Nu, nu, un... Nu o Ladies -o uiți. and gentlemen. Exact. The golden stag. Da, da. Avea foarme cu lui. <laughs> no, <A>, memorabil. <laughs> da. <laughs> nu poți să-l uiți. Ai dreptate. Nu, nu, nu și uiți. eu i-am spus și atunci, dar el când vorbea în engleză, așa vorbea. El, el nu șarja. Nu <laughs> el, el predă engleză la nemții acolo și așa vorbește el. Exagerăm și... un pic și aici... Da. Ok, ți-a intrat în i a intrat. În creier, da, da, Dar, da, dar da. era un pic. Uh... Da, era forțat, dar asta în mintea noastră. Pentru uh, britanicii sau uh, americanii, cred că s-ar fi iritat am am c -un c -un că americanii da. nu sunt cântați nu de nu intonația britici da, da. Dar, dar britanicii vor fi zis, băi, ăsta e autentic. is <laughs> <he's> from us. <laughs> Ați organizat și evenimente? Nu multe, dar unele la care țin. <laughs> Așa, unde era și trupa Divertis, apropo, de da, Divertis? Sigur că da. No, cu Divertis am avut... Uh, ați avut incidente? No, cu nu. Ei. nu, nu vorbesc cu, nu cu ei. Pe, bază de ei, <laughs> da. Pe bază, de ei. Adică da, am avut, ați am avut, avut, uh, am avut ciocniri am. cu sistemul? Da, cu, Asta vreau să-mi Pe, pe, să pe baza de ei am avut. Unul este important, au fost câteva. Eu cu ei m-am înțeles din prima foarte bine. A fost așa la prima vedere și cu iurii separat. Eu am mers chiar și în turneu, poate tu nu știi, dar eu am avut turneu cu Giuri în doi, noi doi, la Baia, la Deva și la Hunedoara și încă într-o localitate. Eu făceam dialog cu el și el îmi răspundea pe scenă. Cu am ce făcea Tony cu colegii lui? Eu făceam numai în doi cu Diuri. Că am în doi minoritari fiind, ne înțelegeam da. foarte bine. Dar vorbeam română. <laughs> Asta ca să nu <laughs> se înțeleagă greșit. Așa, dar cu ei am avut o înțelegere extraordinară din prima. Deși băieții veneau din Moldova, eram din alte filme, nu se potrivea. Foarte muzical toți băieții ăia. și cu simțul umorului la ei. Ne-au colat ăștia de la BTT, că așa ne-am cunoscut. Am făcut serbări la mare, am făcut serbări la munte. Sărbările zăpezii da, cer și la ză... mare? cu Sărbările mării, mării da. sărbările tinereții, așa se numeau. Două zile fantastice în care se făceau lucruri pe care astăzi le fac televiziuni cu titlul de format. Noi le inventam. Deci, acele jocuri care s-au făcut la Costinești în anii 80 au fost inventate de acești copii și de noi, unii dintre noi au mai contribuit cu câte o idee, cu stat în par, cu uh, alergat în sac, cu uh, mers două zile, 48 de ore, într-un cerc legat, fată și băiat, uh, n-au voie să se desprinde de acolo. Uh, jucat table, maratonul tablelor, cât mai mult la că făceai 48 de ore primeai premiu, nu știu, 3 zile de tabără anul viitor. Căsnicii s-au făcut certificat, asta i-a deranjat pe unii de la tovarăși, dar n-au reușit să elimine cu totul certificat de căsnicie provizorie. Și s-au căsătorit oameni să teau la coadă. Era Cristi Grețcu, stătea la certificate cu soția lui de atunci și dădeau certificate în draci, să noi nu mi imaginam că oamenii vor să se căsătorească pentru 24 de ore, dar era o ocazie pentru cupluri care abia se formau. Să, să ajungă la fapte mai repede. Că uite, că acum avem hârtie. Ceva, glumă subversivă vă mai aduceți aminte? Da, astea din... erau tot timpul. Nu, nu una ai, care nu știu să... Au fost, erau toate. Au, au, fost, au fost în avalanșă. Cea mai tare fază la care probabil că vrei să te referi este aia când au făcut ei o înregistrare noaptea cu mine la Pupitru. Traseul lui Neptun, care urma să vină la Costinești, că era zeul mării, nu? Și uh, trecea prin toate țările uh, din uh, Asia și Africa, pe unde trecuse Neanicu. Același traseu avea. Așa. Și a făcut el ce a făcut, a trecut pe acolo, a trecut pe acolo și a ajuns la noi și a debarcat. Noi am făcut o înregistrare, uh, vorbeau ei despre localitățile respective și băgam câte o melodie din țara cu pricina de aia era bine să am muzică de toate felurile, pentru că n-aveam de unde da. să știu. He, caseta respectivă am dat-o dimineață la deschidere și n-au trecut mai mult de două ore, că m-am trezit cu doi tovarăși de asta dată îmbrăcați în costum, cravată, cum trebuie, și m-au poftit să merg cu ei. În timpul sărbărilor, deci reține, eram în pline sărbări. Eu am făcut semn lui Mihai să, să, ia caseta aia, el a înțeles imediat și a și dat foc. De asta am aflat când m-am întors. Băieții aveau camera sub camera mea. Deci eu stăteam la vila A19, sus și jos stăteau acești doi băieți. Și care au început? Unul maior, unul locotenent sau colonel, habar n-am ce grade aveau, să le spun unde e caseta. Ce casetă? Totul e totu în, în direct. Nu, 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 știm noi. Cineva a mâncat rahat acolo, sigur. Și eu aveam altă soluții decât să neg până la luă Asta am și făcut. Am declarat că nu n-am avut nimic înregistrat, totul a fost, eu am pus muzica, eu am, ei au vorbit, nu știu despre ce credeți că s-a vorbit, dar s-a vorbit despre țări pe care le-a vizitat Neptun și cât de frumos. Am dat declarație, nu știu ce, aproape o oră jumate a durat chestia asta. Ei tot insistau. Dar unde e caseta? Și v-am spus că nu mergeți și că o luați-o de acolo, dacă <laughs> vreți. Culmea este că întâmplarea asta a fost povestită peste tot în diverse forme. <coughs> și am zis, zic, bă, dar de ce unul, uh, Silviu Petco a zis, îl știi și pe Silviu, da. a zis într-un loc, el e, cred că, singurul care a zis-o, așa, aproape ca lumea, că el își amintea că ar fi sunat uh, directorul Gogoașe și m-a avertizat. Nu m-a avertizat nimeni. Eu m-am trezit ridicat, neavertizat. <coughs> așa că toată lumea a povestit altfel. Singurul lucru pe care l-am făcut după aia, că eram, fierbeam de nervi și, nu e bine să mă întâlnească cineva când sunt așa, era că i-am avertizat pe ei. Și am zis, voi că ei mergeau a doua zi, plecau la București, la studențești și făceau același lucru și acolo. Sărbările studențești în București. Și am zis că aveți grijă că băieții sunt pe urmele voastre și fiți atenți. Nu -a, a venit nimeni de la BTT să-mi ia apărarea. N-a venit nimeni să zică, băi, Andrei, îmi pare rău ce ți s-a întâmplat. N-a venit nimeni să zică, bă, nimic, lor ni s-a părut ca și cum totul e normal. Adică, bă, îl arestează pe ăsta, de dracu ce e. băiatul nostru, cam în genul Adică, pentru mine a fost un șoc. M-am întors și mi-a făcut treaba în continuare, normal. El a dăduse foc la casetă și s-a dus afară, imediat a ars -o. El știa ce are de făcut. A intuit. Când i-a văzut pe aia, nici nu era greu, că au și ei niște fețe. Da. În slip, de mai păcălesc, <laughs> în costum, e mai greu. Și... Așa s-a încheiat episodul, dar a fost dintre cele mai nasoale momente din existența mea și practic pot să spun că i-am salvat eu pe ei, dar pe pielea mea. Adică de mine nu a contat. Adică eu eram victimă colaterală, dar puteau să ia. Și ceea ce n-ar fi fost deloc bine. Sigur că erau protejați de BTT și BTT-ul nu era o instituție oarecare. De-aia m-a și deranjat și eu spun și acum cu tristețe că niciunul din oamenii care conduceau partea culturală a BTT-ului, Aurel Borșan, Hide Cutii, puteau să vină să spună, băi Andrei, lasă că ne ocupăm noi, nu-ți face griji. Nu i-a interesat deloc. Lasă, bă, ce... Cred că au aflat după aia că eu am fost anchetat în timpul sărbărilor. Haideți a să facem o legătură cu un viitor episod pe care vreau să-l facem și doar mușcăm așa din el un pic momentul revoluției. Ce a pentru muzica românească rock și pop Revoluția. Vreau să-i, dar un pic să mușcăm din subiect ca să da, știu da, că da. v-am agățat și pentru da. încă un episod. Am vrut să-l fac separat, n-am vrut să le comprimăm cum no, okay, v-am zis. Okay. A, ce s-a semnat... întâmplat la Revoluție? Ce, ce a semnat căderea familiei Ceaușescu, dispariția e, din, din da, plana da, lui Nicu Ceaușescu? Ce s-a întâmplat cu locurile în care se petreceau acele evenimente? În primul rând, eu am asociat... Ce s-a întâmplat acolo în București, mai ales foarte aproape de casa mea, dacă stau în romană, dai da. seama. Ea chiar eram pe stradă când veneau băieții ăștia cu tancurile sau ce dracu aveau ei acolo. Eram la cinematograful studio. E, muzica a pregătit foarte mult din eveniment. Nu o să crezi, dar faptul că noi difuzam o anumită formă de muzică și în anumite feluri, și mă refer acum la Costinești, nu... Vorbesc de toată țara. Aia e treaba lor. Dar a pregătit. De exemplu, piesa care s-a cântat cel mai mult cu ole-ole, aia e o piesă. A, care este aia, Eu am dat-o la discotecă prima oară și după aia da. a luat am luat-o toți. Eu am ascultat-o în Bulgaria, în tabără. Da. Și de a... Fiecare merge unde poate. Da. Tu ai ajuns în Bulgaria. Eu. Name of the game, <laughs> football. Da. Deci aia a fost piesă pe care da. lumea o știa din cluburi, din discoteci. Din clubul, de deci a contat enorm. Și <sules> sí, de la petreceri private, pe Eu. banda de magnetofon, desigur. Cine, cine avea acces Am și acum imaginea uneia dintre petrecerile din clasa 8 -a unde am ascultat această piesă. Ok. Altă minte are la clasa 8 și alta la clasa a 5-a după terminarea Era. facultății. Deci asta a fost un aspect. Doi, deci muzica a, a fost prezentă permanent din primele ore. S-a cântat, s-a cântat tot timpul. Nu mai vorbesc de valii și de ceilalți și ei au cântat. Dar au, tot ce s-a întâmplat atunci a avut conexiune cu... De altfel, una din imaginile mele de, din uh, acele zile este când mi-a apărut Tony și cu Gașca pe tank în fața casei mele. Nu știam asta. Ei deci mergeau nu? spre televiziune. s-au oprit cu tankul. Nu au oprit, dar mi-au făcut semne. Am avut tot felul de secvențe de genul ăsta, dar... Uh, pentru muzică a însemnat uh, speranță și pentru noi toți a însemnat și speranță și libertate. Dar personal nu a însemnat un moment, uh, nu știu, mai complicat, pentru că lucrați deja în radio. În, în, nu, nu, lucram. Nu lucram în radio. Adică De, în toate colaborările că... pe care da. le-ați avut, cu nu, toate instituțiile. Stai că spun imediat da, ca să da, nu te chinuiești. Da. Da. Păi eu din 85 am fost dat afară din radio. Nici, nici colaborator nu mai eram. A deci erați practic. E, eram bani. singurul loc unde lucram, era BTT-ul. Și de la BTT am demisionat pe 23. Deci a doua zi nici nu da. se ter Încă nu era ăsta împușcat, nici zburat. Da. Și eu eram deja demisionat. M-am dus, am avut așa o satisfacție, am zis, Băi, Andrei, ce faci? Zic, demisionez, că simt eu că nu mai trebuie să vin la birou. Merg pe drumul meu. Și așa am și făcut. Eu n-am mai fost angajat de atunci decât la mine. Din ziua 23 decembrie 89, n-am mai lucrat nici acolo, așa că am fost liber ca pasărea. Asta am crezut eu că înseamnă ceva, așa am rămas. Dar accesul la surse de informare, libertatea cea nouă, a dărâmat, da, dar a dărâmat pentru o perioadă destul de consistentă muzica românească. Ai E... Așa, așa a fost impactul și normal că tu atunci probabil că erai consumator nu, tânăr. Nu mai uh, nimic. Da, pe asta zic. Percepția asta este că -am au și zis bucurat că au zis, da, gata, nu mai vrem muzică ușoară, nu mai vrem nimic da, românesc. Da. Numai străine, numai străine. Da. Uh, Gândește-te că prima acțiune pe care am avut-o, la care zici că o să ne referim altă dată, a fost în ianuarie 90 de tip. Rock românesc. ne a făcut spectacolul București-Timișoara 22? Nene Cu ptt și cu Metronom. Metronomul? Și ce trupe erau? Păi au fost cele trei mari din București, plus uh, Păunița Ionescu, plus Vali, iar de la Timișoara, că am făcut București-Timișoara, că acolo a început totul. Da. Și a, de acolo a venit Ilie cu Pro Muzica, Cargo și cu Abra. Și nu era greu să cânți în română acum după Revoluție? Nu era deloc greu. Au cântat extraordinar, a fost o atmosferă uluitoare. Iar la o lună distanță veneau trei trupe britanice cu care am făcut trei concerte, unul la Timișoara, unul la Brașov și unul la București, care s-a numit British Rock for Romania. Și care a avut miza total neinspirată mi-asum și prostia asta, să donăm toți banii la contul libertatea despre care nici astăzi no, nu știm. Într e tot într mai mare, mare greșeală. Că tot mai întrebați întrebat ce făceam da, cu banii. Uite, asta făceam. Eu donam libertatea. caboul. Aolea, asta am făcut și atunci. Nu, a fost da. bine. Știu. Dar muzica ușară... <laughs> A avut acest ea, moment ea de disgrație. A suferit, a, suferit, a suferit. Și cum au primit... Cum, cum, -a, cum a început ruptura de muzica ușoară românească? Cred că oamenii de radio... La televiziune... Televiziunea de ce? Și radio, cum, de ce? Și am simțit că au încercat așa să... N-a fost violent. Dar am simțit că au încercat așa să tamponeze puțin. Pentru că noi ne-am dus... Când zic noi, îți spun imediat cu cine m-am dus. M-am dus cu Laura Stoica cu Elena Cârstea, cu Vali și cu Păunița ne-am dus în televiziune să discutăm. Noi credeam că facem da. emisiuni, gata, da. pe cai mari, știi? Aiurea, ne-au ascultat, au fost drăguți. În orice caz, muzica ușoară a fost împinsă la colț. Atunci au apărut rapid trupele astea micuțe de... Shorts, nu știu cum îi chema, tot felul de găscuțe de astea din computer făcute. E short, Așa, ăia erau. Uh, au apărut rapid, dar uh, să știi că rocul n-a ieșit din ecuație. A fost impresia asta. Nu uita că primele posturi de radio private au apărut imediat, la un an distanță. Contact, Fan, Unifan, toate astea, Nova cu Chifiriuc. Care au dat rocăială, au dat punk, au dat new wave, au dat alte curente, dar a fost tot rock. Și atunci lumea are senzația că astea au fost împinse în afară. Nu, holografii s-au dus în Anglia, ăla s-au dus în Italia, unii și-au început turnee pe afară, crezând că totul, tot ce zboară se mănâncă. N-a fost așa. Vreau să lăsăm această parte pentru un podcast separat. Okay. Totuși să, să trăim până atunci. Trăim. Nu, sigur, trăim. Mulțumesc mult. Cu mare plăcere. Sper să ne revedem cât mai rapid cu noi când, când povești se va putea. chiar de acolo, de la, de la fața locului și de la, de la momentul respectiv. Mă duc aminte cu simpatie de cred că primul revelion unde s-a pus rock, cred că a cântat Dida Drăgan care încerca să, de fapt toți vreau să pară că s-au eliberat de vechea... te referi la Revelion post-revoluționar? Da. La TV? Da. Păi îți spun eu că am, am, făcut eu în 84 pentru TVR2, atunci m-au și interzis după aia, dar nu din cauza asta, ci că au mâncat un irahat, că ce face ăsta Revelion când suntem noi aici, românii verzi, am dat așa, 10 cântece străini, Revelion 84, e și în programul TV, îl am și acum. Uh, am dat Rod Stewart, am dat uh, Men Without Heads, A, am făcut călătorie în jurul lumii cu cântece. Am dat Boniem pentru Kenya, am, pentru fiecare sară. Am dat uh, Mirei Mathieu, am dat Julio Iglesias, am dat uh, trupe, am dat tot ce mi-a venit uh, pe casete video. Am făcut o listă frumoasă, Tatulici era realizatorul emisiunii și a zis băi, Andrei, bagă ce vrei tu. Și bagă și o românească. Și am băgat și o românească și s-a aprobat. La vizionare a fost chiar Nicu Ceaușescu mic. El a făcut vizionarea și a aprobat și asta și a intrat călătorie în jurul Pământului, prin muzică sau cum s-a zis rubrica, o am acasă, pot să-ți aduc textul. Și ai avut o primire extraordinară pentru presă și peste tot am și mirat, zic eu, uite vă 10 piese străine pe unde dracu să mai cine îți dă 10 piese străine într-un program de televiziune s-a putut și după aia au zis și acum du-te sănătos Mulțumesc Andrei Partoș și succes drag. la toate emisiunile pe care le veți face în continuare Sper să mai facem uh, cât mai multe Chiar o să ascult dacă voi fi pe drumuri vineri așa, Emisiunea. Așa. Că... O să am niște doamne bine, da, Mai bine, și doamne. Dar care cântă, nu pentru altceva. Pentru cântat. Da. Abia aștept. Mulțumesc să ne și revedem succes, cu bine. Succes și podcastului. Mulțumim vouă. și um, sper să ne revedem uh, și cu patru Atenție, suntem uh, din ce în ce mai aproape, și în curând chiar acolo, cu forma aceasta de susținere pentru ceea ce facem aici. Că e bine să fim cât mai dependenți tocmai Dar, ca să nu și eu am să nu fel. fim sub această sabie a controlului cuiva și de aceea încercăm să ne adresăm celor care vor să aibă parte de genul ăsta de emisiuni cât mai independente și în care să amintim ceva unora care au trăit aceste evenimente și altura care nu au trăit să descopere. le să descopere aceste lucruri care cine știe, poate le vor atrage atenția către, nu știu, o trupă de rock, o trupă de sau o, un cântăreț de muzică ușoară să descopere cum era muzica ușoară românească. Mulțumesc încă o dată, să ne revedem cu bine.